Hai să vedem cu ce se mănâncă harta asta. Asta este harta australiană, care va apărea pe data de 20 luna asta, deci în 4 zile. Și din păcate trebuie să jucăm cu niște arme foarte vechi, pentru că salvarea mea s-a dus pe apa sâmbetei. Am încercat să o iau din cloud. N-am avut mare succes. Dar se pare că sunt canguri pe această hartă. În primul rând și în primul rând, hai să vedem despre ce este vorba, să vedem cu ce vine nou, pentru că am văzut că mai are câteva schimbări pe aici. Și după aia o să explorăm harta. Să vedeți dacă se merită. Ea apare pe 20 și va costa 8 euros. Mai am aici câteva informații. Nu pot să vă arăt fișierul cu informații, este top secret, cică, dar vă pot citi din el. So, hai să vedem cu ce vine această hărțuleană. Cred că am auzit ceva în joc. Cred că s-a auzit acolo ceva, m-a răuț așa, o leacă. Bom, Emerald Coast Australia se numește harta și vine așa. Am aici un fișieruț și va costa 7,99 de euros. O să fie, bineînțeles, disponibilă pe peste tot și, apropo, în curând, în câteva zile, o să fie The Hunter Call of the Wild complet gratuit pe Epic Store. Joacă pe asta. După care avem așa. O grămadă de specii, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 specii de animale pe această hartă. Avem, trebuie să încerc să le traduc pe astea, cred că putem să o facem așa, două secundele. Să băgăm direct din engleză în... traducerii, asta e olec. Că sunt niște specii de care like, nu prea am auzit așa. Avem așa, fii atent. Gâscă, gâscă gașcă, prepeliță de miriște. Avem vulpea roșie, avem cerbul axei, avem capra sălbatică, cerb porc, nu știu cum e asta, tati, cerb porc, feral pay pig, porcul cerb sau ceva. Așa, după care avem porc sălbatic, ăsta e feral pig, cerbul cerb, marele, cangurul gri de est, cerbul javan rusa, cerbul sambar, cerbul roșu, crocodil de apă sărată și banting, care nu știu ce este. Bantingul, cred că putem afla așa, să vedem. Bantengul este o bovină, un fel de vacă, se pare. Deci avem și așa ceva. Acum, hai să activăm și chat-ul. O să mă duc rapid pe altă pagină. După care am revenit și am activat chat. Perfect, nice. Acum, hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem o nouă pușcă. Asta se numește Zagan Warminter, este de calibru 22, Bolt Action Rifle. Este ușoară și confortabilă pentru a șuta cu ea, este perfectă pentru harta asta. Există și misiuni pentru Emerald Coast Australia, deci avem și un storyline dacă ne interesează chestia asta. Ia uzi căprița cum face. Și acum hai să ne băgăm în hărțuleană. Eu pe aici nu mai am nimic, deci mi s-a dus absolut tot, nu mai am nimic pus, sunt vai de morții mei practic. Ca să înțelegeți, nu mai am level, nu mai am bani, nu mai am nimic, sunt vai morții mei. Tot așa pentru că am încercat un alt DLC mai de mult. Avem binoculari? Avem binoculari. Se instala altfel acel preview, acel DLC. Iau ce avem aici, tati. Și trebuia neapărat să șterg salvarea mea, să introduc alta care conținea harta respectivă, o durere în cur, toată treaba asta. Și de asta nu mai am în momentul ăsta salvarea mea babană. Deci avem ceva căpriță aici. Ai piatră, sigur s-a dus pe undeva pe aici. Uite-le pe acolo cum fug. Băi, și n-am făcut nimic, mă! Deci absolut nimic n-am făcut, dar uite una care stă jos, uite una care alargă. Eo, hai, 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 că te-am luat, termină-te. Hai să mai ne încercăm un picuț. O, canguri! Canguri! Am canguri. Am deja canguri. Hai, termină-te că ți-am dat-o.
urăsc armele astea din tot sufletul meu. Deja am văzut primii canguri. Oh my god. Am dat în ceva? N-am dat în nimic. Am cele mai proaste arme din lume. Am aici și o cabană în puii mei? Avem. Hai să ne ducem aici cabana asta. Senior Blue, bine ai venit prin zonă. Sper să fi venit cu noroc, dude. Gracias. Mamă, 700 de metri de mers pe jos. Mema. Dar fratele meleu, deja avem niște canguri. Nice. Nice. Este bineînțeles o hartă concepută pe ideea de câmpie, pentru că Australia este în mare parte câmpie, dar avem și munți. Eu sper să ajungem să putem să explorăm și așa ceva. Deci faptul că nu am salvarea m-a cam nimicit, să zic așa. Mare atenție, avem niște vaci care răstoarnă remorcile la camion. Ia uite ce avem acolo. Cătă, salutare, Iuliu Gixer, Rareș, salutare și Bogdan de asemenea, senior Bogdan, salutare. Eu am aici ceva arme la mine, dar sunt prea puține pentru a face ceva. Am un Hudzik de calibru 50, o să vă arăt un pic cu ce înseamnă asta. Și Rangerul 243 cu care mor cu el de gât, practic. Avem unul 424, zvai morții mei. Hai să vă arăt cum e cu băiatul ăsta. O să trag cu ăsta și hai să vedeți cât timp îmi ia să fac reload. Sunteți gata? Deci, a pus, bineînțeles, praful, face treaba, așa. O, ce curg inimioarele, gracias, dudes! Ia uite. Bagă acolo frumos. În momentul de față, cangurii mei sunt... Se antrenează pe boxus, fii atent. Încă nu e gata. Acum e gata. E? A fost un minut? Cam un minut, așa durează. Chim atât. Bineînțeles, avem floră, nu doar faună specifică Australiei. Avem și acești bolovani, pietre și texturile astea sunt specifice. Și ceva mici iazuri pe aici, pe acolo, presărate. Pe astea le vedem de asemenea și pe hartă. Așa, sunt mici... No, vene de apă, după cum bine se vede. Avem harta care arată așa, presărată cu niște munți pe partea centrală și un râu care îi străbate. Și sper să mă duc în fața hartei, e destul de mare, deci e chiar foarte, foarte mare. Foarte multe puncte de watchtower. Și acum, uite, o să urmez vena asta de râu, să vedem cum este făcută, să vedem cum arată. Avem totul dat pe ultra maxim, așa că grafica este fix asta. Avem și de asemenea crocodile, așa că va trebui să țin un ochi în permanență să nu clipească, pentru că nu știi niciodată ce ne poate lua de picior. Știți și voi că Australia este o țară plină de surprize cu privire la faună. Ce am văzut acolo până acum e teroare, absolut teroare. Avem și gâște. Cerul se pare că este interesant. Deci cerul este mai lipsit de nori ca de obicei, pentru că evident suntem într-o zonă foarte aridă. Și bă, arată foarte frumos. Deci avea un cer de sun farming. Doamne, doamne, nu cred că mi-aș mai dori multe lucruri după aia. Deci un cer de sun doresc, așa ca The Hunter. Ca The Hunter din 2017. N-ar fi rău deloc. Arată gorgeous. Simți căldura. Deci, bine, e și prândul, no, e 10, e aproape prânzul, se simte căldura și cumva este și obținută prin culorile astea, așa, de cărămidă, așa, cărămiziu. E ceva pe acolo? Da, da. Oricum, acum să pe explora, vreau să mă duc și eu la o casă, vreau să văd ia câți bani avem aici. Vai morții mei, 3000 de coco, vai morțișorii mei, nu mă permitem cu nimic, poate niște gloanțe, da. O să trebuiască să văd cum fac cu salvarea, să-mi recapăt măcar levelul, pentru că acum nu putem cumpăra mare brânză, știi, o să mă ocup de chestia asta, să fac levelul, o să mă uit la ultimul live în care aveam și încerc să refac treaba asta. Da, mai pe șleau, ultimul review pe care l-am făcut la Revontuli sau care dracu a fost aia ultima, nu mai știu, ultima pe care a apărut, au făcut ea așa, pentru că fac parte dintre parteneri. Ne dă un cod de presă și ca să-l instalăm de data aia a fost altfel decât de data asta. Acum am lucrat pur și simplu cu Steam-ul, am băgat un cod beta și a funcționat. Dar înainte, nu știu, au ales un picuț mai altfel procesul și a trebuit să pornesc de la zero cum ar veni salvările, știi? Și nu știu dacă am salvat salvarea pe undeva.
Vechea mai salvare, trebuie să stau să o caut să văd dacă am și uitat de atunci. Bă, dar ce fermă mare avem aici! Cu restaurante, cu dinastie, uite-te și tu, zici că nici nu e The Hunter Call of the Wild, fii atent. Bă, cum vine asta? Yasmin, avem un fermier nou prin zonă, Yasmin, tu nu ai mai fost la mine Verzuianu? Să îmi descarc o nouă salvare? Posibil. Așa de descărcat nu prea, ci modifica niște fișiere se poate. Există un programior care îți modifică. Deci există posibilități? Da, există. That is very nice. Numai că eu vreau să fac cum am avut înainte. Eu vreau să acela setup să-l fac. Eu am intrat acum, deci există o librărie pe... câte detalii pe aici. Există o librărie pe Steam Cloud și eu am selectat ca fiecare salvare de-a mea să fie uploadată în Steam Cloud și am încercat să descarc de acolo, doar că am descărcat un fișier foarte dubios care nu se poate instala pe niciunde. Și de asta trebuie să fac mai mult research pe internet, să vedem cum se instalează acel fișier și iau o salvare de acum câteva luni de-a mea în The Hunter. Asta mă interesează, știi? Și că o am, deci am și descărcat-o, doar că nu știu cum să o instalez. E un fișier foarte dubios. După cum bine vedeți, totul este cu roșu, din cauza că nu putem să... Bine, le deținem pe unele, avem Stradivariusul, dar nu putem să-l luăm, deci gândeală, știi? Ia să vedem dacă avem ceva. Ăsta este magazinul. Și avem ceva. Avem în storage de toate. Putem să le luăm din storage, că dacă le iau din storage... Nici mai trebuie salvare, v-am pupat. Avem 27 Stradiu. Nu dăm greș cu Stradiu-ul meu nici e o dată. Ranger 243 sau 270. 270, tati. Decât atâta? Ma. Aici s-a cam prins eu un pic așa. Eleganț? Chiamă să vedem cine dă aici. Să vedem, îl avem gratis? Stava un pic, bă. Vreau să văd arma cu care vine. Ia să vedem. The audio clue system has been expanded and players may now occasionally see indicators for fleeing calls in addition to mating and warning calls. Ok, se pare că mai avem niște lucruri joare pe aici. E interesante. Nu ne-au lăsat oamenii doar cu hartă nouă. Încerc să văd cum se numea arma aia, o am aici tot așa pe fișier, dar trebuie să ajung pe e-mail. Asta este. Bun, arma se numește Zagan Varminter. Zagan Varminter. Doamne ferește. Zagan Varminter. Stai să văd dacă este la store. Nu la store. Zagan Varminter. Clar nu am. Zagan Varminter. Este asta, costă 7000 de coco. Can also be obtained by completing story missions in Emerald Coast, Australia. Uite ce tare. Deci ne spune aici că poate fi obținută și prin a completa misiunile din Australia. Calibru de 22. Relativ mică. Avem un locuitor, deci nu este neapărat o problemă. Mai avem 3-8 și 3-8 Stalker. Hai să o luăm pe asta. Yep! Și avem calibru de .308. Hai să vedem dacă avem 308. .308. Dar trebuie să fie pe aici. Ah, 308. L-am închis, uite la aici, soft point, nu vreau soft point, termină-te, 308 polimer vreau, 850. Hai, dăm doar unul momentan, dăm doar unul, așa, bun. Și acum, hai să ne luăm pe storage, lucrăm doar cu astea două și suntem bine. Avem Ranger Focoso, băi, cum vine asta Focoso? Bun, 308 polimer, dă-l încoace. Hai să vedem dacă avem tot ce ne trebuie aici. Lucrăm așa, mai pe câr, mai pe măr, știi? Și avem la weapons, Stradiu pe 1, 308 pe 2, amuniția fix care trebuiește. La Stradiam? N-am 243! Soft point? Bă, mi-e trebuie 270 polimerul, termină-te. Terminate.
Da? Atât avem. Stradivariusul 2,70 o parcă era. În fine, nici nu mai verific, sunt atât de sigur. 2,70, 2,70 soft point. No. Se pare că nu o dispunem. Ok. Bun, luăm câteva de astea. Asta este situația. Când ești sărac, ești sărac. Da, mă descurc, mă, și așa. Zici că jucăm pe hard, pe cuvânt. Unde e, mă, ăsta? Dăm la, nu la inventory, dăm la storage și dăm-l încoace. A, muniție, unde? Hai, cu soft point-ul, trăiască familia. Deci avem 839 de coco. Egal cu 0, practic. Asta este, asta înseamnă. Iar rifle-ul ăsta, 1.4 cu 24, e complet 0, deci nu reprezintă nimic. E rea, viața mea în momentul de față este foarte grea. Bun, hai să băgăm și noi niște... se pare că avem gloanțe pe țeavă. 5 pe zarzara. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bun, hai. Mergem. Ia să vedem că putem să luăm un ATV să explorăm un pic, zic. Ia stau o leacă. Nu mai știu, mă, costa ceva la ATV? Parcă nu. Hehehe, mocangeală! Bă, e mișto și să joci pe harmă. DLC-ul va fi 8 euro. 7,99. Let's go! Asta este. Hai, mă, că ne descurcăm și așa, bă. Bă, ce vorbești, mă, băiatule? Vreau să o descoperim pe asta. Deși îmi place și în partea asta foarte mult. Dar vreau să... Hai să luăm noi zona asta, că îmi place zona asta. Un kilometru 40. Let's go! Bun. Întrebări, chestii, spuneți-le în comentarii și încerc să vă răspund la ele dacă aveți ceva curiozități. Deci, cum v-am spus, harta asta are... ca și specific un nou animal și anume cangurul pe care l-ați văzut la început. Deci acolo am văzut și silueta. Se pare că cangurul, despre care nu știam mare lucru, poate fi vânat, pentru că da, există, poți să, există și mâncare de cangur, ai carne de cangur, poți să faci ciorbă de cangur, ciolan de cargo, un cangur cu fasole. Deci merge, asta pentru bogații care mănâncă și omletă de ou destrus de asemenea. Și ce nu știam este că aparent cangurii umblă în haită, în grup. Asta e o chestie interesantă. Nu le știu totuși obiceiurile. Am văzut ceva animale aici, ia fi atent. Ia fi tu atent. O să iau zarzara. Le-am văzut aici în depărtare, uite-le acolo. O fugi, mă? Este un pic să luăm. Băi, le-am văzut, mă. Cred că m-au auzit, fii atent. Bă, dar nu mai e nici urmă de ele, pe cuvânt. Bă, și erau aici. Like, sigur sunt urme pe acolo. Nu cred că erau canguri, totuși. Păreau animaluțe așa mai micuțe, o leacă. Cangurii sunt destul de mari. Nu știu exact cam cât de rapizi. În realitate sunt destul de rapizi cangurii, deci nu sunt chiar șantâc, șantâc, știi? Nu sunt ca bizonii de prins, asta e clară. Deci... Îs iute de pas, dar eu cred că pe harta asta unde e cam totul plat, putem să-i vedem de la depărtare și aici cred că trebuie să dai cu ceva range. Un range master și un proiectil de binoclu, să-i zic așa, de la mare cu un 8 și n-ai stresulescu. Cu cât era? 4 cu 8 sau 16 cu 8, ceva genul sau o nebuneală de asta. În fine, acum descoperim zona și după aia ne băgăm pe vânătoare. Maximă! O, Al Capone! Bienvenit, Osman! Păi mai avem pe cineva Al Capone cu ceva vreme. Un box cu un cangur! Dar de ce box? De ce să nu fie un animalus de companie? Porcheno? De ce ești numai așa pe conflict? Pe negativism, așa, pe bătaie? De ce să nu-l învăț să spele vasele, spre exemplu? Ai un cangur care spală vasele. N-aș mai băga mașina de spălat vase în priză. Economie la curent. Să-l punem să facă ceva folositor, mai ales că e biped. Are două mânuțe libere. Deci cu alea poate să facă orice, practic. E un mini T-Rex, practic. Cam așa arată. De ce boxulescu? Iulian, salutare, salutare! Da, pe data de 20 luna asta apare DLC-ul.
E o hartă, adică vă dați seama, e 8 euro pentru o hartă și animale și armă nouă. Deci, nu. Eu cred că se prea merită. Dar oricum, cei de la Avalanche Studios, cei care fac The Hunter, nu au dezamăgit niciodată, așa că tot timpul vin cu niște hărți interesante. Singura care nu mi-a plăcut a fost... nu mai știu cum se numește, o am aici, dar e una care a introdus crocodilii și aligatorii pe... în joc pentru prima dată. Aia chiar nu-mi place. Ok, hai să mergem acum aici. Asta este altă casă. Cât avem până acolo? 3 km. De fapt, știi ce cred că putem să facem? Să scutim din drum? Făstrăvolim jumate. Luăm ATV de aici. Și pe aici un kilometru și jumătate. Ce ne-a mai rămas cu alea așa? O, upgrade tu membru, să trăiești Al Capore, muchas gracias, împărtășim o Fedora. Da, dacă iei harta, îți dă și arma. Posibilitatea de a o cumpăra, dar nu ți-o dai și aia pe mocangeală. Tot trebuie să scoți un picuț din buzunar, numai că de data asta vei scoate biștari virtuali. Sau 6000 de coco virtuali și ai pus mâna pe armă. Nu știu exact, dacă facem banii pentru ea, îi dăm o încercare dacă mă lasă, dacă fac și scorul, bineînțeles. Dacă nu, o testăm când putem. Oricum, faptul că am văzut la început niște canguri, mie mi-a cam surâs norocul, eu cred că noi putem să facem roz de niște cărnițe de canguri în curând. Dar vreau să explorez toată partea de sud, știi? Să știu cum am pe asta făcută. Și dacă ne uităm pe hartă, în astea mari, cum ar veni în bolțile astea mai măricele așa și în râul ăsta, ar trebui să găsim aligator, slash și crocodili. Pe acolo, crocs, practic. Dacă lovești în marsupiu, ricoșează? Păi nu știu, uite, eu n-am fost lovit în buzunar niciodată sau în borsetă. Dar mă gândesc că se simte la fel. Ia fii atent că avem ceva pe față, am niște rațe în depărtare, nu știu dacă le vedeți. Sunt niște animale, uite. Deci, avem pastea. Fii atent că una vine încoace. Ia. Hai că... ia uite. Oh my god! Fiți atenți aici, îi dăm... pac, pac, 88. Băi! Zarzara cum a dat, ești nebun? Holy fuck! Me gusta! A rupt zarzara. Mi se pare harta perfectă pentru ATV. Ai, ce ne strica până acum... ia uite, tati. Ce ne strica până acum cu privire la ATV? Păi, pietre, dealuri și munți. Fix ce nu avem aici. Băi, ești nebun la cap, stable coil, care e și mic coil-ul ăsta, e o vrăbiuță de-aia ce ai. Și mascul, frumos, 110 grame. Ia uite, facem o fripturică de 25 de grame din asta, frumos. Cu polimer, tai buletul, zar, tati, frumos, nice, 101 metru. Am luat bronzul. Logic că n-a fost cu ce trebuie, dar treacă, merge. Îi dăm un acceptus, măcar avem un win ceva aici. Hai scoatem binocul să-l avem totuși la îndemână. Așa. Și o să dau pe viitor cu Stradivarius în ele, că ăla e de 2.7 și ăla e mare, 2.7-le, dar măcar nu distrug chiar atât de tare. Hop, asta e așa că nu mai am zi waypoint. Aici parcă banul, aici vroiam. Aici probabil e ceva... depus pe jos chestia astea. Pe mine mă interesează punctele de watchtower ca să pot să deblochez vizibilitatea în zona respectivă. Și lângă acolo mi se pare că avem și o cabană de asemenea, să ne putem teleporta. Bun, avem urme și cum văd niște canguri, o să mai iau după ei direct. Deci mă uit așa în depărtare, pac, i-am zărit, i-am fugărit. Asta este legea pe harta asta australiancă. Padanao! Eu am toate dealsurile, da.
Așa, Paul, salutare, David. Cum mi se pare harta până acum? Nu știu, David, vedem că abia acum am încercat-o. Am vrut să fie și pentru mine la prima vedere, așa că stai pe aproape și dă și tu cu părerea în timp ce îmi dau și eu. Nu știu, încă n-am explorat atât de mult încât să-mi formez o opinie. Stai să dăm piept cu cangurii. Și aș vrea să găsesc și bolțile alea mari pentru ligatorii. Momentan e puțin cam întinsă și aridă și sărăcăcioasă. Dar în depărtare putem să vedem munți și da, vom putea vâna și pe ei, ceea ce cred că o să fie super interesant și pe acolo. Așa că pe aici să fie ceva canguri. Apropo, live-ul se vede, se mișcă bine, n-am interesat să facă SEO dacă se mișcă cum trebuie. Deci da, ATV-ul pe aici, deja am trecut în alt sector, ATV-ul pe aici este perfect. E la el acasă, nu cred că am găsit hartă. Bine, mai e, logic, și mai e și Quattro Colinas, spre exemplu. Și savana. Și alea două tot așa funcționează foarte bine cu ATV-ul. Se pare că asta este a treia. Am văzut, gata, pe stânga. Hai să-i fugărim pe băieți. Let's go! Fix acum când îmi trebuie armă, nu am selectată. Dar am văzut animăluțe aici. O să mergem după ele. Oh, shit! Mamă, era să o iau rău de tot pe acolo. Îți curios dacă cangolii... Ia uite, ia uite în față! Stă în față! Îți curios dacă aleargă mai rapid decât ATV-ul meu. Toate indiciile indică că da. Uite în față, boys! Sunt canguri, sunt canguri! Uite, mă, cum sar, mă! Sunt canguri, mă, sau capre? Ce sunt astea? Mă, ce capră ești tu, mă? Mă, capră! Uite ce plante interesante! Sunt ceva capre, mă! Ia fii atent, o facem rapid pe asta? Mă duc așa, fii atent la asta. Hai să ne fugărim într-o zonă, că eu nu pot să le vânez aici. E prea, prea... Au! E prea deasă. Au fi varcasa. Au fi varcasa să vă fie! Mi-a luat la damage, mă, mi-a dat acolo la inimioară, ce ai? Bă, am crezut că scanguri, mă, erau deghizate. S-o păiau două, trei dintre ele, zic că ăsta e cangur, clar. Nope, n-a fost cangur. Wow, avem palmieri! Avem palmieri, cât de tare! Uite căprițele, uite-le! Bun, stai că-mi trebuie... Au, 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 nu, 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 mișcă, 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 mișcă. E o zonă foarte dificilă asta, că e o pădure foarte densă. N-a cu de câmpie, am sărit în pădure, uite-te și tu. Îmi stric, îmi stric ăsta. Mai e, mă, mult din pădurea asta? Mamă, dar ce pădure interesantă, n-am mai văzut asta până acum. Deci are palmieri presărați pe aici, pe acolo. Și plantele sunt mai altfel. Ia fii atent cum facem aici. Pac, mă dau jos. Punem. Ochim. Uite acolo. Una. What the... Trebuie să fac asta de fiecare dată? În serio? God damn it, God damn it. Este prea greu. Când nu ai arme, este mult prea greu în viață. Au, dar nu văd aici, e contrastul foarte mare de la soarele ăsta. Ce a făcut fetele? Fetele, pot să scoți și o arma dacă e? Eu nu știu ce fac ăstea aici. A? Cred că e ceva eroare de hartă nouă, mă gândesc eu. Dar eu le iau, tati. Îmi trebuie bani, îmi trebuie puncte de deblocation. Hai! O, da, astea sunt ceva erori pe aici. Gata, mă mulțumesc cu astea. Bă, măcar să iau aici. Bun, dăm coace. Să vedem câți bani dă pe astea. 150, hai că nu e rău. Și cu ce vreau, mă, să le folosesc? Improper ammo, și ce vreau să folosesc? Îmi da cu Stradiu, mai mic decât Stradivarius nu am. Nu știu cu ce arme vor ăștia, trebuie să mă uit să văd, să le studiez o leacă. Acolo e ceva pe aici? Mă, care faci gât? De se aude ceva prin jur. Da, uite-le aici. Uite-le aici. Uite, au, țapul, tu zgura mamii tale. Tu țapul vieții. Dude, what the fuck?
Ce drăcoase sunt astea. Oh, silver, 1000 de coco la țap. Ha, nice. Se pare fiindcă joc pe branch-ul de beta, avem și ceva bug-uri care de data asta funcționează în favoarea mea. În sfârșit, unele bug-uri pe care le accept și îmi plac. Bă, 700 și ceva, cât avem? Deja am făcut 5.000, 6.000 aproape. Nu e rău deloc. Mai avem ceva pe aici? Nu ți-opăi de fericire, ți-opăi să văd dacă poți să văd ceva dincolo de plante. Deci avem și bananieri, avem și multe ferigi care mie îmi plac și avem și acești palmieri foarte drăguți. Bun, pe aici am luat tot. Pe aici am luat. Bă, m-au fugărit ăsta ceva. Deci, măcar să-mi dea și mie cu bug-ul. Padano! Așa. Am menționat că e gratis. Pe cât vine? Pe Epic 22 luna asta. Ep, am menționat, am văzut acolo oamenii. De asemenea, vă sugerez. Asta e un obicei pe care cred că ar trebui să-l aveți dacă sunteți gameri. Dacă jucați orice fel de joc, găsiți pagina de Discord a acelui joc și urmăriți-o pe Discord. Puteți afla de fiecare dată când se întâmplă ceva interesant cu privire la acel joc de pe Discord. De acolo puteți afla și la The Hunter, de exemplu, toate lansările, când sunt detalii despre ele, când e jocul gratuit pe Epic, cât durează, tot. De pe Epic Store. Eu așa le am. Practic, aproape toate jocurile pe care eu le joc, le am pe Discord. Au canale de Discord și îi urmăresc pe oameni acolo ca să pot să văd și eu știri, noutăți și ce important, ce interesant prezint la cameră. Așa știu cel mai devreme lucrurile. Ei întâi postează pe Discord și după aia se duc pe Twitter, Facebook, unde necesită ca anunțurile să fie un pic mai oficiale, o leacă așa. Pe Discord își permit să anunțe sub formă de discuție, ceea ce se întâmplă de obicei prima dată, cel mai repede. Sau Discord! Cred că poți să iau o lunetă mai bună, da. Nu ar strica una mai bună, deși în păduri de-astea dense m-ar fi încurcat, să știi aici. Două, trei griciuri de-astea? Genial! Fraților, vă mulțumesc pentru inimioare. Acum se văd acolo și îmi readuceți pe linia de plutire canalul cu inimioarele și cu laicolele. 300 de metri, hai că mă... Op, am văzut canguru și de data asta chiar e canguru. Uite-i în față, uite-i! Dincolo de apă e canguru, fix unde am eu punctul. Mamă, nu știu ce am, Stradivariusul sau Zarzarau? Nu știu canguru cu ce să-l iau. Cu zarzara o dau rapid, țang, bang, bung. Cu stradiu trebuie să-l încarc un pic. Mamă, dacă aș lua un kangur. Aici, în partea asta s-au dus. L-am văzut? Mă dau jos? Ia-o-te pe stânga. Ia-o-te. Tu-s mama ta. The kangur. Aoleu, până încarcă Stradivarius. Hai odată, tu că nu mergi cu mine. Ce vorbești, bă? A dus, bă, tot canguru. Mamă, cât a dealul trăiți iar. N-am nicio șansă. Glumesc, însă n-am șanse. Dacă trebuie să vă duc un pic așa în eroare, ca după aia când luăm vânatul să însemne mai mult. Hai să analizăm un pic situația, că nu las pe băieții ăștia să scape așa. Voi ce credeți? Bun, ia-o-te pe marafeți! La cât? 291? Very hard? Ia-o-te marafeții, hau! Ia mai, să încercăm o mare cu sare. Mamă, nu mai am gloanțe pe zarzara. Și pe ăsta nu mai am decât 22. Uite acolo, dacă ne punem jos, e în stânga copacului. Adică acolo. L-ați văzut, da? Deci pe un băiat l-am pus jos. Bun, un băiat, stai un pic să-mi notez aici. E dincolo de apă încă pe atât.
Așa se joacă profesionist, ca idee. Bun, avem waypoint-ul pus acolo, mă duc în zonă, l-am îngenunchiat. I-am dat-o undeva, că l-am văzut, hăț, a făcut așa un pic, l-a lăsat încheietura pe dreapta. Dar îmi trebuie un pic de lumină pe hartă, sau hai să o rezolvăm, ia să vedem ce e aici. Iarba asta era acolo, se vedea o iarbă de la depărtare, aparent. Nu ți arată harta Samarinului pe FESA 22? Să o instalezi mai bine, este o eroare de instalare, este... Cel mai ușor lucru, o descarci, o copiezi arhiva în folderul mods și îi dai bice în continuare. Dacă nu a mers asta, este user error. Sau, nu. Mai simplu de atât, ai că n-au cum oamenii să mai facă instalările. Alai! Au lucrat ceva la noile animale? Probabil. Joacă sarcastic cu privire la eroarea pe care am primit-o mai devreme. Ia să vedem ce avem prin zonă. Uite o casă aici și o casă aici. O să mergem să le descoperim pe ambele. Avem ATV-ul cu alea, dar momentan vreau să iau un cangur. Vreau să văd cangurul și să-l am la trofeele mele acolo. Cât avem? Oh! 6.000 level 4. Let's go! am aproape 6.000. Deci pot să-mi cumpăr noua armă pe care de asemenea vreau să o încercăm. Nu degeaba este nouă. Parcă văd că e vai morții, știi? Acum trebuie să vă recunosc ceva. Acum, pentru că nu am arme, nu am level, nu am bani, sunt mult mai motivat să fac treabă bună, să le observ și să le nimicesc. Până acum știam că le am, știi? Și dacă aveam poate, eram like, hai să vedem ce pică. Axis Deer Fling. Uite, asta e o chestie nouă. Fling Noise, da? Vedeți sus ce scrie acolo? Ce înseamnă asta? Înseamnă că m-a auzit și fuge. Din nou, asta e o chestie nouă pe care o introdus-o. Mi se pare super tare pentru că știi dacă animalul stă acolo ca să poți să-l urmezi sau fuge. Și faptul că știu asta dinainte, după aia mă ajută să iau deciziile. Bă, mă duc după altul pe care l-aveam deja împușcat sau mă duc după ăsta nou pe care l-am auzit. Și pentru că și îmi scrie noise, pot să renunț la ATV pentru că mă cam trage în jos, că face o grămadă de zgomot. Deci chestia asta mi se pare mai importantă decât faptul că avem o nouă hartă. Asta e absolut genială. Și da, apare și pe cealaltă hărți, îți dai seama. Bun, deci cumva eu i-am dat ăstea pe aici. Nu știu exact pe unde, dar hai să vedem. Deci, uite aici am murit probabil. Ba nu. Deci aici am dat-o eu. Vreau să mai iau după urme și vreau să văd dacă găsesc o urmă. Astea sunt urme de cangur. Așa par ele, un picuț mai înțepate, mai ascuțite, aș putea spune. Și trebuie să găsesc urme de sânge, eventual. Cred că ăștia o să mă fugărească un pic. Oh, da. Avem ceva casă în jur? N-avem. S-ar putea casa de aici să fie o cabară, o casă. Nu știu unde l-am lovit pe băiatul ăla. Deci ei fugeau în stânga și știu că haț, i-am dat-o unuia. Stai să mai studiam un pic cu urmele de prin zonă. Poate îl găsesc pe cel îngenunchiat. Cine știe, mă, s-o fi împiedicat și am zis că l-am nimerit. Foarte posibilă și treaba asta. Aici avem o conglomerată de urme. Stai să vedem că avem ceva sânge la vrâna. Tot urmă și aia. Urmă și dânsa. Hai mă, sangre vreau! Sânge! Asta mă interesează pe mine. N-a dat nici aici. Hai să mergem un picuț înspre unde au fugit marafeții. Să văd dacă găsesc pe drum. Nico, salutare, Nico! Așa, avem ceva interesant pe aici? Top! Tu ce ești doar urmă? Asta e doar urmă. Dar mă, texturi noi. Îmi place vibe-ul, îmi place albastru, îmi place cum arată pe aici toate astea, texturile, cum se îmbină între ele. V-am spus, harta aia cu aligatoria nu mi-a plăcut de nicio culoare. Culorile erau nasoale, FPS-ul era nasol, totul a fost urât la acea hartă. N-am jucat-o, doar am prezentat-o și atât mi-a fost de ajuns. Atât de mult am displăcut-o.
Pe aici? Fresh. Cangur de est. Unde Dumnezeu mi-a luat omul ăsta? Op! Ce urmează să stea? Tot de căcat? Aha. Cangur. Deci a luat-o în partea asta. Dar... n-am găsit sânge și nu înțeleg de ce, pentru că l-am văzut prin binoclu ca în genunchia, deci eram 100% sigur. Sigur am dat în el și nu este unul dintre ăștia, sigur să, opa. Noise, fleeing, fuck, 100 de metri, vezi ce frumos arată acum? Deci undeva la 100 de metri și mă aude, pentru că eu am alergat și s-au speriat, gata, acum fug de mine. Vezi ce tare, că până acum făceau zgomot și tu decideai dacă se duci după ei sau nu. Acum putem să... adică avem mult mai multe informații acum, știi? Da, mă, deci sânge pe aici nu avem, ăștia au fugit, tot cu ATV-ul trebuie să iau. Mă duc la ATV. Care este aici, după care deblocăm casele astea, trebuie neapărat. Deci e bine, avem cangurii prin zonă, suntem prin câmpie, uite și plantele astea noi. Astea îmi plac foarte mult, pe astea le-am și prin Spania, e pe peste tot, e plin de astea. Pe aici, ia uite. Foarte miștoc, foarte, foarte miștoc. A! Să vedeți cum funcționează universul. Deci e ceva cu universul pe cuvânt, e ceva de speriat. Hai să vă arăt ce am descoperit astăzi la magazin. Eram pe afară, îmi făceam alergarea și astăzi... a fost, bineînțeles, desfacerea și noi putem să postăm content cu această hartă și toată acțiunea se petrece în Australia, da? Bun. Hai să vă arăt ce am găsit eu la magazin astăzi când mi-am luat ceva de băut. Dacă se și încarcă ăsta, ce tare ar fi. E ceva, nu știu, când fac live, lucrurile nu mi se mai încarcă rapid, gen pe internet. Deci e atât de fucking enervant, nu pot să văd nimic pe Facebook sau ceva. Nu știu care-i treaba, chiar nu pot înțelege. În fine, o iau din altă parte și vă arăt aici. Deci, am găsit asta, nu știu dacă voi ați mai văzut-o până acum, dar pentru mine este prima dată când o văd în oraș. Un monster, ce scrie sus? Aussie Lemonade Style. Aussie se mai zice la australieni. Aussie. E o prescurtare, cum se zice la român țigan, spre exemplu. E o prescurtare, pur și simplu. Și am găsit monster de limonadă. Și da, are gust de limonadă. Nu este greu, nu nimic. Monster arată foarte frumos, marin și toate cele. Și e limonadă australiană. Like, cum mă, că n-am văzut nimic cu privire la Australia până acum. Și acum, deci a fost așa, bă, prea coincidență. Da, a fost foarte bun, mai meu. Fresh așa, mamă, când e cald. La mine pe aici sunt undeva la un 36, între 34 și 36 zilnic. Apa este caldă, lumea este în apă și mai departe. Zile viitoare mă duc și eu cu paddleboard-ul. Să facem puțin surf, dar avem lucruri de terminat până atunci. Multe joburi care trebuie finalizate, să ne luăm o zi. Nu știu când va fi asta, poate după weekend. Dar de-abia aștept. Facebook-ul e picat? Păi înseamnă că asta e. Ah, ok. Ah! Uite-te ce chestie, eu zic că nu mai merge Facebook-ul, voi zice, a, păi pica Facebook-ul. Bă, mă bucur că a picat Facebook-ul și nu a picat doar la mine, că de pe Facebook vreau să iau poza, că i-am trimis-o lui Cămărul și vreau să iau din chat, să vă arăt rapid, da? Și am descărcat-o pe telefon acum, imediat. Ce tare! Lol, asta-i super tare! Zici mai că mai mult m-aș fi gândit că e o problemă de la mine decât una de la Facebook. Știi? Ce tare, dude. Probabil implementează ei chestii noi și au câteva servere închise sau înlocuiesc câteva servere. Bun, unde mă mașina, mă, se ascund? Gata, am văzut-o. Am văzut-o!
Mai trebuie câțiva bani ca să fac și o 6.000 de coco. Ai, și o să mă duc prima dată aici. La prima... Oh, 650 de metri facem imediat. Bă, văd că nu mai iese fum din ATV, deci n-am să înlocuiesc ATV-ul. Plănuiam să-l înlocuiesc, dar acum se pare că este în regulă. Și pentru că pe harta asta noi nu prea putem juca la sunet. Nu prea e cum, pentru că e prea întinsă. O să băgăm și un pic de muzicuță. Adică e prea întinsă și nu... La sunet joci într-o pădure densă ca să poți să-ți dai seama de cât de departe sau aproape este animalul, știi? Un pic de muzicuță surdină. Poate un pic mai ridicată. Alai! Din ne merge Facebook-ul? Pe Facebook pe calculator, mă. Deci, așa e. Și la mine merge să mă încarc pe Facebook. Deci, Facebook-ul mi se încarcă. Dar chat-ul nu. Deci, sunt anumite aspecte care nu, care probabil nu merg. O condenește! Nu-ți place? E limonadă! Mie-mi place. Ador limonadă. Eu fac vara, aproape în fiecare zi facem limonadă. A, bine, la ce grad am pe aici, cum să zic eu, limonadă e precum pâinea în alte țări. Deci o mănânci cu orice, știi? Și tot timpul. Uite și nisip pe jos. În rest, limonadă cu acid, which is awesome refresco. O, ce interesant pe aici, un fel de căbănuță de asta așa acasă. Tare! Ba, 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 ba. Te ciudec și pe cadea acasă și trebuie să te uiți la live 480? Aoleu, eu fac un 2K și tu 480? Piei, Andrei, piei, piei. Piei și blănuri. Băi, trebuie să mai luăm pentru zarzara. Ziceam eu că bani, dar nu bani. Zarzara. Zarzara ne trebuie, boșilor. 308. 27. Bine, 308, da? Asta este. Am luat 20. Sites, cât costă astea? Oh, m-am luat aici. Dar uite, am multe free. Oh, și mai bine. Muzzle loader. Nu-mi trebuie un muzzle loader. Lasă-mă în pace. 1.4 cu 24. Lam. Ăsta câte, mă? 3.6. Vai, viața mea. Nu, mă, cele bune sunt luate. E normal. Așa e în viață. N-am ce să le fac ăstora. 1.4 night vision. Ce să fac night vision? Ai, ia să vedem aici la rifles, cât îmi trebuia, mă, pentru ăsta. 6.000, nu? Atâta era. What the fuck, eu dau un jos cu aia, nu în sus. Zagan, 7.000 și nu-mi trebuie scor de armă. Fii atent, Zarganu, 7. Deci ăsta e nou, pe ăsta urmăresc eu. Calibru 22. Deci el vrea 22 ca să o moare bine. Ok. Ia să gândim noi un pic cu toată treaba asta. Bun. Ce-ar fi dacă luăm un vibrant? Fii atent cum facem. Calibru 22, da? Care e mai bun din astea? 10 rounds are. Îți la fel. Bun. Ce mă interesează este să văd amuniția de 22. Păi stai, 22 cu cât era? Contează? Tot jos erau, mă, și astea. 22. 22 lr. Simplu. 22 lr. Cred că astea sunt 22-urile. Nu cred că sunt altele. O să presupun că sunt alea. Polimerul. Căprioare mici. Deci e mai mic așa, un țapă din astea. Ok, bine.
Câte să luăm de astea? Mai dăm încă una. Așa. Asta este băiatul. 22 polimero. Ok. Și la weapons luăm virantul și îl punem pe 3. Amuniția pentru dumnealui nu apare aici din am luat-o bine, fii atent. Vezi? Deci n-a fost asta, trebuie neapărat LR, bă. A, mă, las-o încolo. Ce urât, ce urât. Bun, hai din nou magazin, deci 22 LR. În fine. Uite aici, truncated cone, jacketed hollow. Care e mai bună? Penetration 5, penetration 17, clar ăsta. Mă costă 250 de lungoci. Cât să iau? Mai dăm-o una, hai. 750 de coco. De lungoci. Așa. Bun. Cred că acum suntem bine. Deci aparent râul are o cătare. E, truncated, 30 de biștari. Ia să vedem și cu ce se prezintă. Nu prea vreau să fac test, dar am 10 și cu siguranță se vor încărca foarte greu. Așa că va trebui să fac un shot. Perfect aproape. Bun, luăm pe ăsta și pe aia luăm și cabana asta și am rezolvat sudul. Și după aia o să mergem aici la depărtare. Let's go. Opa, opa. Grey kanguru. Fling, am făcut zgomot. Bă, gameș, bă, dacă știam de el nu mă mai urcam pe ATV-ul. Ia mă, hai să o facem pe aia așa militarească. Cu ce s-or lua kangurii, nu știu. Faceți un research repede să mă ajutați și pe mine informativ până nu pierd eu kangurii. Îmi spuneți cu ce calibru se ia kangurul cel mai bine. Mie se pare animal mare. Ia uite-l pe băiatul! Ce a făcut fata? Hai să încercăm cu asta, mică. Poți să cazi. Ce animație are! Zici că, zici că sare la minge, mă, zici că e portar. Ia uite-l, mă. Bă, da, trebuie să vă recunosc un pic. E-s cam dificil de prins așa o leacă, că-i țopăie și ți-ies din range. Bro, dar cum să rea, zici, băi, zici că era portar. Clar, 22 LR-ul nu este pentru ele. Dar, fraților, am 10 gloanțe per cartuș. Cum se poate asta? Bun, îl avem pe primul. A, și au schimbat lucrurile, mă, pe aici, fii atent. A, ce tare! Deci acum, pe partea asta, ca să vedem informațiile, putem să desfacem. Bă, ce vorbim eu de informațiile? Ce tare! 699 am luat pe asta și a fost vai mama mea, deci îți dai seama. Hai să încercăm cu ăla mai mare. Câte am aici? 0. Facem un pic de zarzara. Let's go! Se pare că ei nu alergă foarte rapid, așa că dacă mă duc cot la cot cu ei, se pare că pe harta asta vânăm altfel, dudes. Mai suntem noi așa cu ciulitul urechilor, ci suntem mai mult cu ATV-ul și cu vânatul ăla mai preistoric în care alergam și oboseam animalul. I-am văzut. Mi-a picat mașina. Aveam butonul W apăsat, dar pur și simplu nu mai mergea, nu mai înainta ATV-ul. N-am idee de ce. Dar l-am văzut, mă, pe ăsta în depărtare. Nu-l mai văd acum. Era un băiat pe aici. Le văd urmele. Cam zgrânță-ne ATV-ul ăsta, ar trebui să iau altul. Mamă, nu știu unde s-au dus ăștia. La apă? Am urme, sunt pe urme. Nu-i mai văd. Fuck. Easy, baby, easy, fata. Cred că i-am văzut pe obiștari. I-am văzut, boys! Ce face fetele? Opa, chiar sunt fetele. Ok, ăștia nu sunt ce credeam eu. Păi, de data asta știi ce? Hai să luăm un stradii.
Gata, 1. Hai să luăm pasta nouă. Aaa, n-am gulanțe! Mor în viață, mor în viață. Ce dracu e voi asta? Bă, zici că dau cu Tubermanul pe cuvânt. Tu vezi, bă, că dau în ei și nu doar îi zgâri o leacă. Eu când am văzut recoil de 10, zic, l-am luat pe Dumnezeu de picior. Are recoil de 10, că și ei țin ping, de-aia. 740, mai scoate niște gloanțe, las că nu e rău. Nu este rău deloc. Hai să mergem după băieții, știi că am câțiva mai șchioape care cred eu că ar pica. Careva pe aici. Bă, interesant, zici că e party la mine aici. It is very interesting. Da, mă, dar stai un pic, mă, stai un pic, încercăm și noi, dacă știe cineva clar ce calibru trebuie, nu că îți merge mai bine cu aia. Stai un pic, mă, calmează, de că le încerc și eu, acum. Vreau informația corectă sau le încercăm. Până primesc informația corectă, eu le testez. Nu prea văd răposate pe aici. Vezi? Nu prea ește. Cea, cred că doar le-ați great. Deci pe aia o folosim la păsări. Ia uite canguru. Uite canguru. Hai. Wow. Ați văzut că a oprit? Tu-ți gura. N-ai ce, tati? Deci a oprit canguru fix ca ursul. Oh my god, cât de greu sunt de nimerit. Cheltuie o germană de gloanțe pe curul lor. Deci oprește ca ursul, se uită, pac să vadă ce e periculos și pe unde să o ia. Și aia îți permite ții jumătate de secundă de respiro în care poți să-l nimerești. De altfel... Altfel, țopă e de mama focului, băiatul ăsta. A, nu așteptam să fie... Să fie chiar așa. Încerc să mă binoclez, să mă uit la ei. În sus sunt și dealurile astea și după deal nu prea mai vezi încolo, știi? Prin nu prea mă refer că nu mai vezi deloc. Gata, m-a fentat băiatul. Mi-a făcut-o. Credeam că e în partea asta, dar nu e. Hai să vedem aici după dealia. Nu văd nimic mișcându-se. Aici deja intrăm în pădure, fii atent. Asta e altă pădure, e de bărci. Nu de bărcuțe, ci de tipul de copac bărci, cred că e o formă de-a lui. Ia, are scoarță albă. Bun, fuck it, let's go back. Hai să desfacem căbănuța. Că aia o să ne mai trebuiască. Oh my god, oh my god, încetați cu textele astea urâte. Încearcă cu alea. Man, calibru pentru... Era simplu, calibru pentru... Da? Unde ești? Unde ești? Văd o grămadă de noob in chat cu privire la The Hunter. Sau mă rog, care nu mi-au mai urmărit mie streamurile sau videoclipurile cu The Hunter. Văd că nu se familiarizează cu tipul meu de gameplay. I get shit done. Cam așa se rezumă totul. Așa. Trebuie să dau și niște banuri. Două secunde. Așa. Altceva? Aereu, altcineva, aereu. Salutare, Mihai! Uite, n-am deblocat omul pe ăsta? Nu, mai avem. Au plecat toți. Deci clar este pe modul de sniper. Harta. O să mergem și în zona muntoasă, sunt curios cum e pe acolo cu animăluțele, pentru că pe acolo o să trebuiască să vedem altele. Și de asemenea vreau să vizităm și zona cu lac mare, râu, unde putem să găsim aligatori. Aligatorii vor fi cam dificil de observat totuși. Soia.
Te mai postez peste 22 mini brun. În curând. Am un proiect foarte mare pe care trebuie să-l termin la serviciu, la job. Și sunt super încărcat emoțional cu treaba asta, știi, cu am pe umeri. Și încă nu am finalizat-o și are un deadline foarte curând. Și după aia, o perioadă de o săptămână și jumătate, nu prea mai am nimic la job. Puțin pe aici, pe acolo, dar nu așa major, așa că mă pot dedica mult mai mult canalului atunci și postăm zilnic 2-3 episoade. Gen săptămâna viitoare și cealaltă, chiar până la sfârșitul lunii. La sfârșitul lunii iar mai am un eveniment. Nu, mai n-a dat pe aici, prin jur, nimic. No. Da, mă, Gixer, e ceva, da. Păi, da bine, că-i vezi când scriu cu a încearcă, cu I din asta. Asta era! Când e I din A, știi sigur că e copil la țară. Deci asta e. Adică copii crescuți de bunici, nu zic în... nu zic rău, zic asta e explicația, că de obicei bunicii îi învață cum era pe vremea lor. Și înainte era I din A și la începutul propoziției, știi? Și așa pot să-mi dau seama de unde vin, cum sunt și... No. Nu e nimic rău în asta, sunt doar indicii despre ce tip de om este, știi? Și știu cu adevărat dacă știe ce zice sau pur și simplu texte așa. Încearcă să faci aia, fă așa, căcată de-astea online. E super ușor în viață așa, dacă îmi permiteți o metaforă. E super, în viață, e super ușor în viață după 30 de ani. Până la 30 de ani deja dai pic cu foarte mulți oameni și vezi câteva indicii de comportamentale la fiecare în parte. Și după aia când le mai zărești la alții, îți cam dai seama că ăștia sunt ca aia. Știi? Și așa e tot timpul. E un lucru pe care l-am învățat, pe care mă amuză teribil și nu dezamăgește niciodată. Este acela că stereotipurile nu că se întâlnesc des. Sunt 100% existente și se întâlnesc tot timpul. Adică mi se pare că lumea nu este, lumea adică planeta, nu este umplută decât cu stereotipuri. Și eu fac parte dintr-un anumit stereotip. Știi? Eu fac parte din stereotipul youtuberului ăluia, puțin încrezut, dar astea sunt niște măsuri defensive cu care pot face față unui tip mic de audiență care vine din când în când pe aici. Dar dovadă că și eu fac parte dintr-un stereotip. Știi cum sunt ăștia mici, spre exemplu? În ultimul timp am tot văzut de ăștia mici cu, știți și voi, bărbații scunzi sau e un pic de... Știi, până îi dai de-a dura. Ăștia mici întotdeauna vor să fie auziți pentru că au complex de, nu superioritate, ci de neajuns la nici măcar limita de a se da la un raid. Și e super, super tare după 30 de ani când deja afli toate lucrurile astea și știi, și îl vezi pe unul scund, va avea complex. Deci știi clar că va avea complexe. Femeia cu țâțele mici va avea complexe pentru că nu sunt niciodată educați încât să treacă peste ele. Singura chestie de a trece peste ele, una e să fii un om extraordinar de puternic mental, ceea ce aproape nimeni nu e. Și doi, să fii într-o relație cu adevărat fericită din punct de vedere sentimental. Și atunci, indiferent de ce defecte credeai că ai, odată ce altul ți le iubește, ți le acceptă și ți le îndrăgește, și tu vei face același lucru, vei vedea că sunt neimportante. Dar cum lumea nu se mai iubește, nu mai există dragoste adevărată, nu mai există, adică acum te căsătorești doar dacă ai un copil din greșeală sau vrei bani pentru o mașină nouă, ei bine, lumea trăiește până la o vârstă mai înaintată cu complexele alea pe care le au din copilărie unii. Cum e asta? Plată la țâțe? Întotdeauna o vei vedea complexată. Grasă, întotdeauna are unghiile făcute și miroase foarte bine. Orice, dar nu sală. Ce mai sunt? Slabă, întotdeauna are hainele puțin cam baggy, așa, mai măricene. Aia o construcție pe stânga, ce e aia? Da, bărbat gras, BMW sau mașină mai bună. Că doar așa a fost cu burtă. Le știu, deci... astea sunt niște stereotipuri funny.
de care vorbim, dar sunt foarte multe stereotipuri, știi? Și sunt și de asemenea stereotipuri bune, stereotipuri pe care vrei să le întâlnești. Da. Nu mai dau altele, că poate mai mulți dintre voi se vor regăsi între ele și o iau un nume de rău. Dacă știți un stereotip, scrieți-mi-l în comentarii, să vedem dacă l-am întâlnit până acum sau... Am văzut rolurile tale, ce vreme faine în Spania, aș vrea să fie așa și în România, cum e fric și plouă. Ba, am auzit că plouă. Da. Chiar am auzit că plouă și... what the fuck? Nu știu ce s-a întâmplat aici, era să mor, dar am văzut cimitir, coaie. E cimitir? A, nu, ăstea par de la distanță a fi cruci. Da, vremea în Spania este superbă, este... Deja plajele sunt pline, apa este plină, e gorgeous. Eu în fiecare zi ies și vreau să iau piept. Sunt ars, sunt complet ars. Dacă vă uitați, roșu ăsta de aici este fix zona în care nu m-am dat cu cremă. Aici m-am dat, aici m-am dat, fix partea asta nu am dat-o. La fel am și aici cu roșu, fix porțiunea asta. Și sunt ars, o să mi se facă bășic și n-am ce să fac, asta este. Dar chiar și așa e frumos. Este frumos. Da. Muncesc noaptea ca să pot să ies ziua mai mult. Fain. Ești very, very fine. Dacă planuiți o vacanță și vreți să vă duceți în Grecia, terminați cu prostiile, da? Și veniți în Spania, pentru că Spania, într-adevăr... Dar nu veniți în Tarragona, vorb eu frumos, că deja au venit foarte mulți. Sunt mulți ruși pe aici, ucrainieni, polonezi. Avem destui. Și numai sunt locuri de parcare. Așa că v-aș mulțumi dacă n-ați venit în Tarragona, dar prin jur. Prin jur e frumos. Aici e fain. Iar dacă veniți prin Tarragona, sunt mari șanse că dacă vă plimbați prin oraș, să dați de mine. Eu sunt în fiecare zi prin oraș, asta e clar. Întotdeauna cel mai mare din jur sunt eu, că spaniolii sunt mai micuți. Și complexați de asemenea. Zici că sunt profa de română? Dar de ce nu proful de română? Tu ai avut numai femei profesoare, nu? Uite, de română, într-adevăr, aici cu tine, n-am avut nici eu un profesor. Am avut doar profesoară. Am avut, ultima dată am avut o profesoară foarte mișto de română. Mișto în sensul că nu respecta programa. Știi? Era pe sistemul gen... Scrieți asta. Nu, așa venea, știi? Așa venea la nici că... Dar făcea... Scrieți asta. Noi nu întreba nimeni nimic pentru că o îndrăgeam cu toții. Eram super prieteni. Dar tipa chiar era prietenă. Era foarte voluptoasă și la coapse și la sâni și așa. Și toți băieții o îndrăgeau și în clasă fiind 22 de băieți și 3 fete, vă dați seama, da? Că era foarte îndrăgită profesoara. O, ce frumos e pe aici. Și venea, ne punea să scriem aia și după aia era like, ok. Asta nu trebuie să învățați, dar pe programă eu trebuie să vă dictez asta. Și după aia se pleca de la catedră și venea și vorbea cu noi, știi? Și mi se pare că profesoara de română fix asta trebuie să facă. Trebuie să discute, pentru că e română, știi? Și era foarte mișto că discutam ceva opere, dar le discutam, mă, nu eram așa gen, și ce a vrut să-i spună autorul? Și era foarte mișto la tipul ăsta, era prima dată când am întâlnit pe cineva cu astfel de mentalitate, care nu accepta doar o versiune a ei, ci respecta orice interpretare. Adică, hei Mihai, tu ce crezi că a vrut să spună autorul? Și eu spuneam ce a vrut să spună autorul și zicea, interesant. După aia am întrebat pe Andreea, tu ce crezi că a vrut să spună? Aia spunea altceva, interesant, și atunci ne-a explicat că o piesă artistică în text, la fel ca un tablou, este menită să te facă să simți lucruri și de asta este o piesă de artă, că te face să simți lucruri. Acum, pentru fiecare în parte, diferă ce simți, în funcție de cum interpretezi și ce experiență ai tu în viața până atunci. Și de asta accepta mai multe versiuni, știi? Bine, când era logic, când autorul vrea să spună un singur lucru și doar un lucru, l-a accepta pe ăla, știi? Dar foarte inteligentă tipa, mi s-a părut foarte, foarte mișto, că nu ținea morții și doar la anumite asta. Bun, să închide și mie asta, te rog. Închide și mie asta, te rog. Am sunete și mă distrag. Gracias. Da. Iar la profesor, nu lui pe la, am avut un jegos de matematică, că tot vorbeam de stereotipuri, cu siguranță era acasă sub papuc, pentru că simțea nevoia să fie autoritar când nu era necesar. Era, ok, înțeleg, știi matematică, dar muie, like,
nici tu nu știi calculatoare cum știu eu, de exemplu, sau altul poate știa mecanică cum nu știa ăla. Asta nu îi dădea un motiv să fie autoritar. Dar era autoritar așa și șmecherește așa în vorbire, deci clar avea complexe de acasă. Pentru că, și atunci n-am știut chestia asta, știi? Dar de obicei, de obicei, când bărbații și aia de o vârstă sunt mai autoritari, când nu ar trebui să fie autoritari, au complexe de acasă, întotdeauna. Mi-am o să aminte de relativ recent, am cunoscut pe cineva care, așa, întreacă, nu vă pot da multe informații despre cum și ce fel, dar ce vă pot spune este că tipul era foarte like, bro, pat, pat, și măcare, și cu dala, și cu, a, frumos, așa, cu cămășuță, cu șmecărată la cataca măcată, știi? Și cu vorbăreală multă și cu, dacă faci, că lasă, ce-i asta aici, stai să vezi acolo, știi? Mentalitate de aia, așa. Și pentru o minte neantrenată spui că tipul e șmenarii, șmecherii astea. Nu, că după aia am cunoscut familia, am cunoscut-o pe nevastă. Și el n-a vorbit. Deci se vedea clar pus sub papucul nevestii, rău, rău de tot, știi? Și simțea nevoia să compenseze în afara relației cu nevasta. O, ce frumos se vede de aici! Da, e foarte, foarte mișto. Poate vorbim o dată despre... Ah, balonul cu aer cald! Ăsta este nou. Nu știu de ce e colorat gay, dar în fine, îmi plac culorile. Și da, poate vorbim o dată într-un live despre stereotipuri și cât de ușor e să trăiești în viață dacă știi să le identifici. Foarte ușor, e foarte la ureche. Eo! Cine-i pe aceea? Let's go! Pam, 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 pam. Este super, nu mai vin, este super, nu mai vin în Spania, că nu am climă de staționare, am dormit 3 ore în 2 zile. Că nu am, n-ai climă de staționare? Bă, Daniele! Daniel! Daniel! N-am asta, n-am pagina mea făcută, stai să văd dacă am, vreau să arăt ceva. Testez, două secunde. Trebuie să iau microfonul de aici. Dacă se aude dublu, dacă se aude urât sau ceva, spuneți. Test. Ar trebui să avem audio, da? Daniel, fii atent. Eu în august trebuie să vin în România și facem tripul cu mașina. Și pentru, mamă, cum se vede aici ars, mamă, triți, uitați-vă și voi la treaba asta, ai viața, fix cum s-a dat prostă cu cremă, fii atent, uite, vezi? Și plănuiesc un trip un picuț mai mare și prin alte țări, în fine, și o să fie niște cazuri în care o să trebuiască să dormim în mașină, știți, dormim gen un 4 ore, 6 ore, când eu nu fac tripul din prima, așa, mie îmi place să mă bucur de drum, nu îmi place să mă chinui să fac 2 zile jumătate în 2 zile și să zic că am ajuns în România în 2 zile, din Spania. Nu, îmi place să mă bucur de ce se întâmplă. Și pentru asta, nici eu n-am climă de staționare. Tu nu pe camion, înseamnă că ai un camion vechi, eu nu pe mașină. Și am găsit ceva, fii atent. Pentru că eram conștient că în august, când eu va trebui să stau în mașină câteva ore, o să fie foarte rău, am găsit așa ceva. Păi, se aude bine? Salutare, Andy! Fii atent. Deci ăsta este un ventilator, are aici în spate un ventilator, după cum bine se vede, cu... e ca ventilatorul de calculator, da? Aici poate fi ajustat, e 20 de euro un băiat ăsta. Și partea interesantă e aici. Ieri l-am testat, o să-l arăt o dată pe live, este incredibil, absolut incredibil. Pui aici gheață, aici, apă rece sau gheață. Eu am pus cuburi de gheață. Ele se topesc și aici în mijloc este o chestie de metal. Chestia asta de metal se răcește de la gheața respectivă. Asta de metal coboară, știi ce, îți și arăt. Ideea următoare, aseară l-am testat, merge la... O să rămâi we fucking meet. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Stai așa.
Acum, nu este soluția ideală în viață, dar te lasă să dormi. Toată treaba asta, fii atent, asta e o baterie de 4000 de miliamperi. Nimic de baterie. Pe asta am dat 2,90 euro, 3 euro pe asta. N-are nici USB Type-C. Și am căutat să meargă la baterie externă, pentru că nu vreau să îngolească bateria la mașină. Și o băgăm aici în spate. Deci am rămas uimit. S-a conectat. Deci sunt amândouă conectate, da? Și dacă apeși, s-a aprins. Am bec aici, bec acolo și merge pe 3. N-am cu ce să-ți arăt că merge, dar crede-mă pe cuvânt. Merge. Ăsta se învârte de mama focului aici și bagă suficient încât să nu-ți fie rău, știi? Da, crede-mă pe cuvânt, merge. Și de aici pot să, mă rog, pot să schimb lumina în staff. Nu știu de ce ai vrea prostia asta, dar în fine. Ventilator, baterie externă, te ține indefinit. Și ca să vezi și înăuntru, fii atent, joacă pe asta. Vine cu filtru, filtru polen. Și înăuntru poți să vezi, nu prea se vede, vine o chestie de sus, fix acolo în mijloc, care aia se răcește și prin aia trece, a scos aer, se vedea aerul, deci ieșea abur rece pe birou. Am rămas uimit de treaba asta, zic, bă, n-are cum, două dracu, se vedea. Bine, avem 30 de grade aici, că și acum tot 30 sunt. 20 de euro, ventilator cu treaba de asta. Genial. Iar dacă ai o, spre exemplu, și cu siguranță ai o ladă frigorifică mică pentru băuturi și mâncare, în aia bagi gheața, te ține vreo două zile o dea mare de gheață, din care bagi constant în asta. Câteva ore bune poți să dormi cu astea cu gheață lejer. Joacă-o pe asta! Cât timp duce? Cât timp ai baterie, tati? La camion, dacă îl pui la baterie, săptămâni. E un ventilator de calculator cu aia. Deci merge la vreo 2000 de rotații pe minut, aproximativ. Deci gândește-te, se consumă, nici nu știi ce se consumă. Dacă eu l-am băgat pe asta, pe mine m-a ținut 3 ore din asta, nu știu cât s-a consumat, dar nu s-a oprit. 4000 de miliamperi. Deci ce ai, mă, dacă ai o baterie de 10.000, de 20.000 sau la brichetă, vis. Paul vine cu donație de 10 marafeți. Ce crezi că vor băga nou în Sons of the Forest? Băi, nu știu. Paul, asta chiar nu știu, pentru că nu mai sunt la curent cu băieții de la Sons of the Forest. Sper că chestii mai consistente o leacă. Și de asemenea nu știu exact ce vor mai face de acum încolo, dar situația lor nu este foarte roză. Pentru că foarte multă lume a făcut deja story-ul și nu prea mai este interesată de joc, știind ce se întâmplă în joc. Sau ar trebui chiar să ne surprinză cu ceva super interesant. Și care ești mai aici de zice asta? Ia mai să coborâm, să-i luăm la întrebări. Da, deci asta am luat-o foarte, foarte mișto. Mai iau gheață de la benzinărie și bag acolo, că nu este suficient doar să facă aer, că dacă faci aer doar îți răstălmăcește căldura din mașină. Este logic. Sau musai să fie și un aer rece. No. Poți să-l bagi la 12V, normal că poți să-l bagi la 12V și te va ține foarte, foarte mult timp. Deci la ce ți încarci tu telefonul la aia bagi? La încărcătorul de brichetă de telefon, USB-ul. Și dată de, dacă îți dai seama, de la baterie, de la camion, dacă ore în șir ține cu asta, cu asta, nu gândește la baterie de la camion, două dracu, adică, nu are nicio treabă. Nu trebuie să stai cu grijă. Eu nu vreau să o țin legată de bricheta de la mașină, pentru a putea să o poziționez unde vreau eu în mașină. O să fac tip camper mașina
Și când o fac tip camper, partea din față va... voi stoca bagajele. De obicei pun pe locurile din față bagajele și pe spate fac cu pat, tot. Deja noi când facem drumuri lungi, noi așa plecăm, avem în spate pat. Și în timp ce mergem, ne schimbăm de la... bine, nu în timp, ne oprim pe dreapta ca să ne schimbăm la volan, că nu suntem la volan la cap. Dar vreau să zic, în timpul drumului, în timpul circuitului, ne schimbăm. Odată conduce Mihaela, odată conduc eu și ca să nu pierdem timpul, dacă avem drum de făcut mai lung, ne băgăm și ne odihnim un pic, chiar dacă nu, poate nu dormim, dar stăm întinși, că poziția de șezut nu este cea mai confortabilă pe termen lung. Și da, vreau să-l am pe ăsta, să-l am ca și posibilitate să-l pun oriunde, să-l pun și la picioare, care picioarele vin undeva spre porbagaj, pentru că na, dacă răcești extremitățile, practic te răcești și pe tine. Și evident, doar ventilator, asta e stupid, că doar răstălmăcește căldura din interior. Da. So, yeah. Așa. Vine și episod de FS23, probabil duminică. Cam așa, trimis și-o proiectul până atunci. M-am dat dracului. Mă, ce cabană e asta? Yo! Ce cabană? Probabil în înălțime ca să fie mai în siguranță? Sau? Cum vine asta? Da, Daniel, deci cutii de-astea găsești la magazinele de chinezi de-astea o grămadă în care spui gheață sau îți comanzi dacă ai posibilitatea. Gen, că nu știu exact pe unde ești. Ok, interesting. Și acolo putem să dormim. Ce tare, are boilerul jos. Ok. Bun, câți bani avem, fraților? 2000! Mamă! Hai să vedem unde mai mergem. Deci am mers acolo. Vreau să mă duc spre apă, dudes. Și de data asta mergem fără ATV, pentru că mă pot teleporta aici imediat după de asta. Hai să vedem dacă dăm de ceva. Știi ce o să iau, Stradivarius, care e o armă între. Băgăm și un reload, totuși. Asta e zona mai de munte, așa o leacă. Cu palmieri mâncaia și că nu mă satur de ei, de palmieri, uite ce frumos sunt. Cea mai frumoasă plantă, feriga și după palmieri. Claros! Dacă am pușcat ceva, bă, nu m-am jigniat atâta, normal că am pușcat ceva, am luat și canguru! Zic canguru că doar unul a fost atâta, momentan. Dacă mă mai ocup cu grafica, da, mă mai ocup și cu grafica, din păcate, dar foarte răruț față de cum o ocupam înainte, Claros. Și vreau să renunț cu grafică, arta digitală, dacă te referi la asta. Vreau să renunț puțin câte puțin, adică am renunțat mult până acum, dar vreau să ajung să renunț de tot la domeniul ăsta de lucru. Îl fac deja de vreo 10 ani de zile, nu am mai mult de 10 ani, de vreo 12 ani de zile îl fac și m-am săturat, pur și simplu m-am săturat. Acum sunt cu foto și video și anul ăsta chiar am muncit foarte mult la treaba asta. La foto și la video nu trebuie să muncești făcând foto și video la foto. Opa! Banteng! Bantengu, dacă nu ați fost de la începutul streamului, Bantengu este un fel de vacă. Și vreau să vă spun, în foto-video nu muncești făcând foto și video. Din păcate, în foto-video muncești promovându-te. Adică cu cât te promovezi mai mult, cu atât ai mai multe șanse de muncă, nu pe baza portofoliului. Eu venind din arta digitală și având un portofoliu foarte dezvoltat, stufos și... mișto, îmi găseam de muncă foarte ușor, dar în arta digitală lumea era interesată să vadă ce faci. Aici lumea e interesată de prețuri și să știe de tine și în arta digitală lumea caută și pentru că eram foarte popular, lumea dădea de mine și acum dă lumea de mine, dar pe partea de foto, începând de la zero, a trebuit să, na, și facem față în continuu cu alții care sunt de mulți ani, știi, și e foarte greu. Oh! Ah! I-am dat la buci! Am vrut să-l șchiopătez un pic, mă, să se întoarcă. Oh! L-am luat, ați văzut că l-am luat. L-am luat, gata, nu mai. Dacă n-a căzut din alea două gloanțe plus un pișcarici... The Tuberman? Imposibil, tatile. Și da,
It is very nice. Noapte bună, Skiller, noapte bună, dude. Mamă, concediu o lună? Frumos. Mișto că nu ți-e în august, cum își ia toată lumea. Frumos concediu pe iulie, că asta o să pice în mare parte. Iunie-iulie. Deci vreau să vină un concediu în Spania. Enjoy the vreme, palmieri, plajă, mâncare bună, priveliști. Pff, i-am dat-o ăstea. Uite-o în față, uite-o în față, uite-o în față. Eo, avem prima vacă luată. Banteng, alt Banteng. Te-am văzut, șmechere. Let's go! Se pare că Bantengul poate fi luat ușor cu 3-8-ul. Că nu prea mai am eu gloanțe. Deci Bantengul găsim la zona muntoasă și arată a bivol. Nici ăsta nu e luat cu ce trebuie. Cu ce-o trebuie Bantengul luat? Dumnezeu cu mila. Aoleu! Red Fox Warning Call. Pișcarici, vină încoace. Nu prea am cum să văd Red Fox-ul. No, volpea n-ai cum să o vezi, tata. Foarte mișto, am fost zile trecute să vorbim cu cineva pentru o nuntă și am fost într-o zonă, nu muntoasă, dar deluroasă. Aia de acolo e? Nu. No. Și în fața mașinii au trecut de două ori iepurași, dar de-aia mici, erau bebeluși de iepurași, foarte drăguți, drăguțe să fac. Nu, noi am călcat. Bă, eu am o regulă în The Hunter. Dacă ai două animale către care tu te duci, întotdeauna alege-o pe cea mai mare, că e și mai ușor de nimerit. Și se va mișca și mai lent. Sau vulpea va supraviețui astăzi. Banteng pe trot în Amonte. Se complică. Se complică viața. Banteng warning call, 133 de metri. După deal o să o văd, o să merg ușor, dar m-a auzit. Aia e problema. Și să țin apăsat pe șef când tragi? Bine că am dat banul ăla rapid. Paul, vine cu 25 de mara, fel zice, un sfat doresc de la dumneavoastră pentru feste 22. Cu ce hartă să încep pentru început și ce să fac? În primul rând începe cu harta Elm Creek, dacă joci Farming Simulator 22. Sau Oberon, deși eu îți recomand Elm Creek-ul. Oi de la acolo pe băiat. Oh, snap, boy, snap. Și mai avem pretendenți, fii atent. Uite unul aici jos. Una. Fuck, am dat peste. Păplămân. Și în meniu, dacă dai tasta escape și dai scroll în jos, vei vedea la un moment dat Stubble Quail, e pe aici o pasăre. În stânga, da? Dai și vei vedea o iconiță cu o cărticică. Dă-i acolo și vei avea după aia display pe față toate categoriile de animale și absolut tot ce trebuie să faci în joc este scris acolo. Așa că jocul spune în el tot ce trebuie să faci tu. Logic, plecând de la premiza că vrei să faci ceva. Că jocul ne fiind unul cu poveste, evident, va trebui să-ți alegi tu ce activitate să întreprinzi. Bă, a mers foarte bine vânătoare aici. Foarte, foarte bine. Ia o pe dreapta. Bă, mâncăm din vinta asta toți care suntem acum apăceat. Nu știu, mie nu prea-mi place carnea de vită și mă oftic maxim că e sănătoasă. Nu-mi place, e... Bă, da, ce calibru trebuie mă la asta? E 3.8-o prea mare, cred eu. Nu-mi place, nu știu, are o aromă carnea de vită pe care nu o suport. E ceva... Deci mă oftic de mor. Mă oftic că n-am...
acumulat de mic plăcerea la papile gustative pentru carnea asta, pentru că ai mei nu-și permiteau carne de vită, fiind foarte scumpă comparativ cu cea de porc. Cea de porc era gratis, că venea de la bunica mea. Tăia porcul des. Bă, dar unde au fugit astea, mă, că nu le mai văd nici în depărtare. Mau, cum merge melodia asta la a vâna. Și că mergem la vânătoare. Bă, da, e ceva despre de s-au dus maxim. La voi vin. A, red deer, holy fuck, nu vreau red deer, stai. Vreau mamuți ăștia. Păi, ce vorbim? Dar zrapiți, mă, vacile, boi ăștia, ce Dumnezeu lui sunt. În Italia, a doua Românie, peste 1 milion de români acolo și italienii sunt și cocălari. Da. Urât. De ce? Aici, dacă sunteți microbiști, aici și cultura internațională a fotbalului. Ia uite. Hop! Hai caput! Nu am picioare, am dat astea. În Italia de-abia aștept să mă duc și eu în august ca să trec cât mai repede posibil să ajung în Croația. Mi se pare Italia cea mai mișto țară de tranziție. Are niște autostrăzi foarte... Mamă, ce frumos se vede. Autostrăzile sunt superbe, dar și scumpe de asemenea. Îmi ia 180 de euro să traversez Italia. 180 de euro, nu? Parcă, 100 și ceva. Parcă așa. Mult, scump. Bună seara, ceva arme noi în DLC-ul ăsta? Nu, am fost de la început. Da, avem o armă nouă pentru care strâng bani, pentru că costă 6.000 și eu am 3.600, deci sunt vai morții mei. Da. Ia-o pe fată. Și vacile astea sunt noi. Și avem și canguri de asemenea. Bă, da, asta nu mai vrea să mai moară, mă. Rambo. Gata. Șac și mat, bici. Hai să dăm pe Stradivarius, că nu prea mai am gloanțe. A, și mai mergem la apă, poate găsim aligator. Ar fi super, super interesant. Am atins și 30 de grade, bă. What the fuck, ce s-auzi cu aia? Bruh, s-a auzit adineauri ceva pe aici. Vine ploaia? Cred că vine ploaia, că s-a auzit un tunet. What the fuck? Față. Sons of the Forest vă scoate oare un nou joc? Cum adică Sons of the Forest dacă vor scoate? Nu! Sons of the Forest este cel mai nou joc și încă nu este lansat oficial. Este Early Access. Adică jocul este de departe de a fi finalizat și este practic The Forest 2, așa că el este cel mai nou. Clar, nu va mai ieși unul pentru câțiva ani de acum încolo. Încă ceva similar. Mai ai Icarus, care e similar și mi se pare că mai era unul. E unul, joacă Dadu chiar. Poți să-i caută Dadu pe YouTube, vei găsi canalul lui și îl joacă. E... Dai să văd. Dar e survival, e mișto, e gen complex and stuff. Stai să văd. The Infected. Tot așa cu survival și seamănă un puțin cu Sons of the Forest, pentru că tot așa sunt niște dăștii infectați, doar că ai genii măluțe, like, nu e rău. E chiar interesting. O, dar ce-mi plac, dacă observați voi pădurile astea, pe lângă că sunt frumos decorate, poți să vezi în depărtare și copacii sunt subțiri, spre deosebire de trunchiuri de alea groase, nesimțite. La astea chiar poți să vezi un picuț, știi? Și e super mișto că poți să nimerești animăluțele un picuț mai ușor decât până acum. Hai, să-mi place aspectul ăsta.
E very nice. Phantom, ce zici, Phantom? Cu verișori. Ok. Ok. Ai altceva. Sunt alte motive acolo. Satisfactory, în curând, că jucăm update 8. Vine și ăla. Trebuie să iasă oficial. Și dacă mănâncă ei resurse, ce? Mănâncă niște după ale lui. Dar e fain. La tine mă uit. Fuck. Mereu trebuie să fac prostia asta la armă și mă încetinește. Ce aia vorbești? Uite, trebuie să fac o prostie, vezi? Prostia asta. Trebuie să mai fac o prostie. Oh my god, cerbi! Ați văzut că l-am luat, da? Oh my god, ce se întâmplă? Nu! Fac, hai odată! Fac, mai am unul. Am luat! Fuck. Nu am arme bune! Mor! Nu mai am gloanțe! Trebuie să mă o să investesc în gloanțe! Ia-o-t-o! Ulea, pleacă! Iu! Tu-s gura mamei tale! Bă, și-am sărit, mă! Ce dracului, bă, că am sărit, bă! Dar s-a văzut, nu mă duce la mama dracu! Mamă, zbor cu drona, fii atent! Maica mea! Mamă, unde m-a dus, coițule! Pa, e real, mă! E ora 4, las-o, morții mei! Trebuie să mă duc aceea! Nu mai, păi, mă duc să mă culc, dacă e pe așa, facem zi, tati, și cumpărăm și arme. Gloanțe, care mai avem. Nimicire totală. Sigur, o să urc la mama dracu să dorm un pic, desigur. Cum mă țin live-ul? Nu știu, Robert. Până nu mai pot de cald. La 33-34 de grade de obicei îl închid. Știu că e un threshold cam dubios, dar... Traiul în Spania implică alte unități de măsură. Durata unui live aici depinde de grade. Că nu mi-a dat prin gând să pornesc ăsta. Hai să băgăm aici niște gloanțe la băiatul. Să mai jos când încep din nou? E regulă, ne descurcăm. 22 lire, 22, 70 îmi trebuie. Prea scump pe asta, mă. 22 lire. Mai am 90 de bani. Sunt lefter Ion. Uite-te și tu. Cum WE Cramps muzic asta? That's interesting. Iau-ți-o pe asta. Fii atent la asta. I'm gonna love you.
Hai la vânătoare! Asta zic! Episod nou din Farming Simulator 22? Azi! Azi a fost ăsta! L-ai văzut, Patrick? Azi de dimineață a fost. Sau la prânz. Pe acolo. Let's go! Au ce sărit. Hai că merge. Mă uit de animăluțe pentru că ele au fugit de la lac înspre casa mea. Așa că era foarte posibil să mă întâlnesc cu ele. Da? Hai că ți-o las un pic așa până ajungem la lac. Nice! Mulțumesc, Patrick, pentru like, să trăiești. Ajută mult! Foarte mult! Ce melodie este aceasta? Am mai descoperit unele interesante. Stai să văd dacă le găsesc acum. Cine ascultă K-pop? Eu sunt fiert cu K-pop-ul. I'm serious. Și asta îmi place mult. Ia să vă care e. Asta e faină. Da. Bun, let's go! Că trebuie să mai auzi animăluțele. Nu știu că nu e la sună, dar din când în când ajută să știu în ce parte sunt prezente. Mă killerim. Acum o să merg după astea pe care le-am rănit. Asta e o melodie ce mi-aduce aminte de creațiile lui Daft Punk. Like e Daft Punk toată ziua asta.
Mi se pare că nu mai arată urmele. Oare din cauza că dormeam? Uite o pată de sânge. Ba da, mi-l arată. Op, ce e acolo mort? Ia uite o bivolă pusă pe o parte. Fix tu cum stau grasele aici, atolănite pe căldură. Avem încă una aici. Am ieșit de părtare să vedem. Ah, uite că priora asta am luat-o din fugă, lol. Ce Kamasutra face fata. Interesant. Bun, 300. Luăm gloanțe de alea ieftine de banii ăștia. It's fine. Nu, live-ul rămâne salvat pentru toată lumea. Pentru că vreau să vadă toată lumea DLC-ul, să vadă dacă se merită să-l cumpere sau nu. Cred că ajută mult treaba asta. Stai un pic, deci de acolo eu vedeam unul, dar parcă părea un pic mai apropiat. Nu, ăla e, ăla e de acolo. Asta ce e acolo? Pietr. DLC-ul va costa 8 euro. Mi se pare că am pușcat mai multe decât văd pe aici răposate asta. E plantă? Da. Plantă. Ai văzut ceva? Nu. No. Când mai văd plante de astea așa galbene, îmi dă impresia că e ceva animăluț. Oh! Un bronz neavând arma potrivită? Cum vine asta? Când vreau odată? Oh, avem și la armă. Frumos, creștem XP-ul, baby. Eu știam că am luat mai mult de atâta. Claros. Să mergem să mai luăm niște urme, probabil. Să mă duc să văd. Dar și pe aici, că au fugit, poate cumva dau de ele. Mă uit, dar nu prea se vrea. Dacă se merită să cumperi jocul, uite mă unde era românul, mă, cu se merită, mă. Frazele se merită și care-i mai bun sunt dăinuite, bă, dăinuite din istoria României. Se merită și care-i mai bun. Alea sunt. Nu există diferite. Există care-i mai bun. Nu se merită, man. Nu se merită deloc. E un joc urât în care nu faci decât să mergi în continuu. În Counter-Strike mai șutezi, mai dai piept cu inamicii, te mai înjuri un pic, dar aici mergi prin natură. De te ia dracu, uiți de tine, practic. N-are niciun sens jocul. De asta nici nu-l joc, de asta nici nu l-am luat, de asta nici nu-l fac pe canal. Că e de căcat. Opa! A, opa pe dracu, că era o frunză. Ce mă asta portocalie? Ba, îmi vede nimă. Oricum, foarte tare zona asta. Mișto, mișto. Place. Un câine nou? Nu. Nu e în listă? Am citit mai devreme lista cu lucrurile noi adăugate. Câinele nu a fost menționat. Vrei un câine nou? What the fuck? Nu știam pe nimeni să folosesc câinele. Uite, tipul ăsta de plante mă tripează de mă scoate din sărite. Uite astea, le vedeți? Astea par ca ceva animăluțe care stau ca niște trepăduși, ca știi de stau așa să uită. Vezi? Astea. Și când colo sunt mini palmieri de ăștia. Deci mă tripează de... Aici nu mai văd urme. Hai să mai mergem după deal și iau pe picior încolo. Mergem în zona asta. Și acolo, apropo, aici vom găsi și aligatorii. Unde vedeți treaba asta, vom găsi aligatorii și probabil o să mă teleportez după ce ajung aici. O să ajung în partea asta. Ne teleportăm aici, coborâm și mergem la aligatorii.
Am plecat de mult din zona de câmpie unde aveam trepădușii, cangurii. Dar e bine că am luat măcar unul. Ai văzut un delfin în apă? Nice! Și eu uneori mai văd bogății, avioane parcate în parcare, oameni politicoși, alte SF-uri de-astea. Ia, tu și ceapa. Opa! Opa! Ia uite de ce dau! Ce vorbește? Da, apropo de delfin în apă, mi-ai adus aminte că trebuie să mute palmierul de pe balcon. Samuel vine cu 10 maraveți. Vibes, gracias, dude. Hot summer vibes. A 30 de grade. Da, deci aș scoate fiecare plantă de asta din pământ pentru că îmi dă și mie vibes de animal. N-a dat pe aici. Mai merg un pic pe picior pentru că poate mai găsesc ceva căprioare. Mă gândesc. Păi Robert, o să fie pe, deci o fie ofertă bună pe Neba, dar gândește-te că pe Epic Store va fi gratis pe data de 22 luna asta. Deci în 6 zile, gratis. Hog deer mating. Suna un job pentru mine asta. Doar două gloanțe pe țeavă am. Super. Not. Bun, avem ceva deer. Hai să oprim un pic, două secunde, că am nevoie de sunet aici. Unde e o căprioară? Nu se... Visualization, fuck! Ah, vocalization. Cred că mă vede. Mă, fraților, nu o văd. Mai știți când ziceam eu că copacii ăștia sunt subțiri și e ușor? Ești că e un păr creț. Ia-o-t-o. Ia-o-t-o pe fată. Cum dracu ai fi văzut-o aici? Nu știu. Dar am văzut-o. Te-am pupat! Robert, vine cât de mare aveți să fie pentru un monster să ține cât mai mult live-ul. Să treci, Robert! Gracias, man! Gracias! Îți dedic această căprioară ție. Și carne de căprioară se zice că e cea mai bună. Pentru corp, mă refer. Și să înceapă muzica! Dintr-una laterală ar trebui să primim frumos. Am primit pe dracu să ne pieptăne. Pă cine poate? Hai la casă, hai la ligator. Let's go! Videoclipul cu Turist Bus Simulator. Cu turist nu, cu turist nu. Sper să vină ceva să înlocuiască Turist Bus Simulator. Mi-a plăcut mult Turist Bus Simulator, dar din punctul meu de vedere eu l-am terminat pentru că l-am jucat pe toată harta, l-am făcut tot, deci n-am mai avut ce să mai acopăr. Bun, trebuie să coborâm în jos. O să trec aici și mergem așa. Normal, aligatorii vor fi pe partea asta și mergem până acolo. Let's go! Bă, dar nu mergeți de reload, ce Dumnezeului! Da, turist nu. Foarte faină textura a plantelor ăstora. E super drăguță. Dacă aș avea așa ceva și în pădurile din... Farming Simulator, ferici și din astea și așa frumoase, nu știu, păi mi se pare că are ce-i mult mai frumos. Arată mai gorgeous. 200 de metri doar. Hai că facem rapid post și we are Gucci. Bă, trebuie să montez după aia ventilatorul. Mi l-am demontat aici pe masă. Să
se întâmplă ceva cu corpul meu, deci nu știu ce dracu are, că nu mai transpiră. Deci am 30 de grade în momentul de față în casă și așa, cum fiecare zi, nu vă imaginez chiar altfel. Și mă, fraților, nu mai transpir, nu mai sunt lac de apă, n-am transpirație pe mouse, n-am pe mousepad, e tot uscat, corpul meu nu mai transpiră. E ceva fenomenal, afară 36 de grade, eu merg un pic umed pe aici, pe la subrățel, mă gândesc și un pic la bula necole între pulpițe. Atât, gen la coaie, cum ar veni, că acolo sunt eu mai coios un pic. Dar atât, dar nu mai sunt lac de apă sau la 36 de grade mers pe afară. Nu știu ce se întâmplă. De când am fost în primăvară în Sevilla, unde au fost 43 de grade Celsius, deci acolo a fost... La glumesc tot așa, a fost un 38 maxim a fost. Acum sunt 43 pe vară. Știu eu ce știu. Dacă n-a fost eu, nu erau 43. Și a fost trecerea prea mare dintr-o dată la căldură. Căldură incredibilă. Și probabil am dat corpul peste cap cumva. De acum nu îi se mai pare nimic 30 de grade. Ai așa, hai mă, ce? Poți să respiri. Mihaela când intră în cameră, ea nu e ca mine. Mihaela când intră în cameră zice că nu poate să respire aici. Că am tot închis, tot astea, am bureți, pantifonii pe... Deci tot cald. Și eu n-am nici pe dracu. Deci e ceva, Doamne, să... Deci am intrat în altă... O, e fi la menopauză cu aia. Că de-aia asta e ca și cum iau o pauză, bărbații iau o pauză. E menopauză. Bărbatul ia o pauză. Și e foarte, foarte posibil să fiu la menopauză. Da. Foarte mișto. Dacă ar fi așa de acum încolo, wow, asta ce mlaștină faină e. Deci m-am adaptat în sfârșit la temperaturi tropicale. Și nu mă deranjează și mai mult. Dăm și mai mult. Gorgeous de gorgeous. Doamne, să merg, să trăvăluiesc astea și să nu transpir. N-am simțit niciodată. Mi se pare că e o super putere, așa mi se pare. Pentru mine e o super putere. Ăștia sunt... Nu sunt păduri de alea, nu? De alea de se plantează pe marginea apei ca să împiedice. Nu. Zone inundabile astea, practic. Mălaștină de mălaștină. Păi tata, cum găsesc eu pe aici aligatorul? Ia, hai să ne afundăm un picuț în adâncul ei. Nu pot mai în față, nu pot. Îmi trebuie apă mai mică un pic așa. Chestia e că aligatorii sunt foarte bine camuflați. Aici e de binoclu. Fuck! Fuck! Aligatorul, aligatorul! Uite-l, 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 uite-l! Păi dar n-am cum să ajung mă la voi. I-ați văzut, da? Ia uite pe băieți, ia uite-i. Ce faci, grasule? Vine tata la tine, mâncate-ași! Că aligator n-am luat până acum. La băiatul ăsta lucrăm cu 3-8. Uite cum vine! A, jegu! Nici nu știu unde să-i dau ăstuia, în gușe, negușe. În cur. Că nu știu unde să dai, dai în cur. Gat. I-am dat cu pup, s-a dus. Cred că pot să trec pe aici. E un întreg puzzle, mălaștina asta. Bun, avem pată. Nice, e la ciclu fata. Let's go. Tampax, here I come, baby. Trebuie să fiu cu ochii în patru, că aligatorii ăștia, deci acum e mai mult un Counter-Strike decât The Hunter. Ăștia... Sunt cam percoloși. Dar unde e fratele aia? Trebuie să opresc un pic muzica, că am nevoie de sunet aici, că... Ia uite-l pe băiat! Oh, argintu! 1128. Ok. Mai vreau aligatori. Level up, baby. Let's go, level 5. Wait. Coace. Ok.
Hai să survolăm la zonică. Partea interesantă la aligatorii e că ei se camuflează în apă. Și cumva trebuie să joace și la sunet cu ei. Sunetul e cam singurul care îi dă de gol. Ba, dar ce știam că sunt aici pe cuvânt. S-au auzit ceva rațe pe sus. Deci avem și ceva rațe. L-auziți, nu? I-auzi. S-au auzit și rațe, deci sunt și ele. Ia uite-le acolo. Alea-s rațele. Cu pișcariciul le iau pe astea. Și prin leau vreau să zic că le voi lăsa în pace. Le aligator. Op! Mamă, e super mult până aligator. Aligatorul e practic ursul mlaștinilor. Nice. Da, urăsc, Nico, bine că mi-ai amintit, Mississippi. Mi se pare cea mai... este singura hartă pe care nu o suport din The Hunter. Nici aia cu zăpadă nu-mi place, dar aia Mississippi e oribilă. Pe lângă că au greșit cu FPS-ul, nu știu ce d-au greșit. Pe lângă treaba asta, este oribilă. Trot! Fuck! 84 de metri? Unde, mă? Shut the fuck up, bitch. Let's go. V-am văzut, băieții mei. Hai, dă-i cu reload-ul vieții. Ce nasol că arma nu se încarcă în timp ce merg. Unu-i luat. Gata. Cred că mai e unul prin zonă. Oh, dar ce? E foarte complexă zona asta, că nu poți să te duci așa pe apă cum vrei. Tu trebuie neapărat să găsești zonele astea mai puțin adânci. Let's go. Păi la 1000 aligatorul logică îi vânezi, da. Mi s-a părut că s-a dus în partea aia. Stai un pic că tot trebuie să ascult aici. Aligatorul e foarte periculos, deci vine și te înhață. Partea asta e sigur? A, nu, că e very old. Nu e al meu, urmele la al meu sunt astea. Exact, fresh. Uite pata. Chestia e că nu-l văd pe băiat. Cred că s-a ascuns în apele adânci. Aici clar nu am ce să-i fac. Ia uzi. Avem rațe. Deci dacă nu a pus să dai în ei ca lumea, se vor retrage în mare și nu mai poți să-i mai găsești. Să ce? Buștean. Ia uite-le. Na, spre la distanță. Da, ăsta seamănă cu o mică pădure de mangrov. Sau mangrove. Alea au rădăcinile un pic așa. Și cred că sunt mangrove astea, nu?
Nu recunosc frunza, dar mie îmi par mangrove. Parcă copacul de mangrove așa crește. Crlionț. Și parcă pădurile astea de mangrove dau naștere unei faune așa mai sălbatici. O mie de cocomo pe aligator. Mamă, dacă nimerim mai mult. Mamă, ce bine ar fi. Poți traversez asta? Nope. Go back. Go back, litepe. Fuck yeah, boy! Let's go. L-am văzut. Hai să alergăm un pic la băiatul. Oh, dar de la ce distanță m-a simțit? Gata, uite aici. Încerc, mai am două gloanțe, încerc să ajung la el. Se retrage în mare. Poate ar fi bine să mergem paralel cu marea, ca ei să nu mai aibă unde să se ducă. Păi, dar nu-i vezi deloc cu ai stat. De bine camuflați ăștia și merg jos. Nu e ăsta al meu, nu e al meu. Al meu e ăsta al doilea. Nu e nici ăsta. Care-i întâmplă al meu? Nu știu care e al meu, dar e în apă acum. Am mai văzut unul. Hai mă, muriți odată! Gata, unul a murit, mai am unul. Care e pe apă acolo. Oh, fuck! Oh, fuck! Cine are piele de găină? E... Lua asta, i-am dat în cap ca să... Aoleu, mai auzeam unul pe lângă mine și nu știam unde e. Nu intra! Tu zgura ta! Hai, mane, ieși afară. Normal ar trebui să moară și să plutească și după aia să ajungă în derivă tot aici. Deci apa îl duce încolo. Nu pot să cred că a rezistat ăsta, i-am dat vreo 2-3 gloanțe ăsta. Ia uite-l! Let's go! Chef pe The Hunter? Sau? Fuck ya, boy, și vine în derivă. Să închinăm un pahar în cinstea acestor 3 aligatori. 3000 de coco. Bă, când știi tactică. Hai, cam tu papa, baby. Ce face? 745, mai micuț ăsta se pare, dar i-am și dat de 3 ori, de 4 ori i-am dat ăsta, ia uite, mamă, trebuie să nu le mai dau un cap, mă, dar mi-a fost frică, ce vrei, chiar mi-a fost frică că mă nimicesc băieții ăștia. Oh, 1500 argintu, yo, fuck yeah, mamă, 655 de chile, what the fuck, ai elefanții tău încolo, ca elefanții mici, man. Hai să vedem dacă e aligator sau... Așa pare. Mai croc. Wello! Crocodile! Bronz 1100, frumos! Știu și diferența dintre crocodil, aligator, caiman, chiar știm, dar numai să-i vedem. Frumos! Nu mai am multe gloanțe pe țeavă, decât 6. Activăm din nou sunetul. Că trebuiește. Oh, Costel, salutare! Mă mușcă de picior? Nu mă mușcă de picior. Poate mă mușcă de dic? Că acum e în erecție, de la atâta bărbăție. Am omorât 3. Poate de dic. Mă ia după feromon. Numai că masculii se îndepărtează, femeile vor fi atrase.
Masculii se îndepărtează, că alfa la alfa nu trage. Aici. Amă, dar e un întreg labirint. Hai să survolăm un pic cu zona, să vedem dacă îi văd eu fără să mai stau să mai țipă la mine. Deci, avem așa. Sau nu avem, mai degrabă. De zone mai umbrite, acolo mă uit. Și acum, dacă vine unul pe jos să mă muște de dic, am pus-o. Pe aici nu mai sunt, ori nu s-au spawnat, ori nu știu. Nu sunt. Geacule, salutare, salutare! Cum, care e diferența? La bot, acolo e diferența, mărime și botul. Ia uzi. Rațile pe sus, aligatorul are botul mai rotunjit, aplatizat. Crocodilul are mai ascuțit, caimanul este super ascuțit și lung. Mai mulți, nu știu, știu și-o pe ăștia, știu să-i deosebesc. Și sunt, fac parte din grupul acelor oameni care te, care te corectează. Deci dacă ești cu mine, prin oraș. Și vezi poate un aligator și zici, uite crocodilul. Eu să zic, nu, e aligator, uite-te la bot. Și după aia îmi dai dislike. Și ăsta e un stereotip. Al oamenilor care poate știu o chichiță pe care de obicei oamenii nu o cunosc și deja se simt mai superiori. E un placebo. Eu cred că ăștia se și spawnează cum vin în zona lor, pentru că de la deportare ar fi trebuit să mai vedem ceva. Dar chiar am intrat în zona aia mare? Nu, încă nu, abia acum intrăm. Și oricum, împușcăturile mele de până acum au cam speriat fauna de prin jur. Au ceva! Du-te! N-am apucat să-i dau unde trebuie, i-am dat-o doar în membre. Dude, m-am căcat pe mine. Auzeam și nu vedeam. Aștept să văd dacă este la suprafață. E acolo? Ia uite-l. Nu e. Două gulanțe mai am. Nu pot să dau, știi, de aproape, că nu... N-am armă de aproape. N-am urimă. N-am murit, dar nici în partea cealaltă n-a ajuns. N-a fost suficient încât să-l omor. Scapă. A scăpat de data asta. Mamă, și după aia rămâne doar Stradivarius. Ai viață. Hai să mergem să vedem ce e acolo, că ne trebuie neapărat o cabană. Doamne ferește. Are melodia asta un rind de... Știi? Mamă, deci
Am avut impresia că am răgăbine un legător. Ia uzi. Ia, apropo, stai puțin că s-ar putea ca pe aici să dăm de alții. Gata, am intrat în mlaștina aceea mare acum. Stop. Mangrove cât vezi cu ochi. Ala ce e acolo? Unde? Fuck. A fugit de mine. Am unul pe stânga, am unul în față. Hai să vedem cine mănâncă pe cine prima dată. Am un glonț. Hai să-l dăm bine pe ăsta. Ce am urâtule? Asta s-a bugui, mă. O mie! Let's go! Joacă pe asta. FS astăzi, Bogdane. Azi de dimineață. Hai să nu mai plictisim cu încă un episod de farming. Bun. Și al doilea a fost pe aici. Gracias, Blue. Câteva copii un pic de răspunsuri. Că uneori pe mine o mai reține ligatorii ăștia pe aici. U, ce albastru frumos. Nu știu unde a plecat celălalt, dar o să mă adâncesc mai mult în pădurea de mangrove. Cu aligatorii am făcut 7300. Dacă dau de cabană, iau arma nouă. Dacă nu o testăm noi pe Alive. Deci aligatorii, tată, vii aici și farmezi. Aligatorii mi se par, adică sunt mai mișto, ce vorbim, sunt mai mișto decât... clar decât bizonii și clar decât urșii. Pentru că la aligator, odată ce l-ai văzut, dacă ai arma potrivită, corect și aferentă, îl vei lua. Nu aleargă foarte rapid și de obicei sunt pe lângă tine. Asta este avantajul suprem. Aici sigur e ceva căbănuță pe care trebuie să o construim. Ce e totuși nasol la aligator, spre deosebire de bizoni, urși și alte animăluțe de-astea mari precum elani, este că la aligator nu prea poți să-ți dai seama de locație. Adică știi că sunt în pădurea de mangrove, dar nu știi exact pe unde sunt, că nu-i vezi de la distanță. Ei sunt negri și apar întotdeauna lângă tine. Eu dacă nu-i aud, nu știu de prezența lor. Mi se pare că nici măcar nu se spawnează. Nu că sunt bine camuflați, nu se spawnează. Foarte dubios. Cum apare așa din neant. Dar na, asta este puterea lor, să nu-i vezi sub apa tulbure. Numai că e reprezentată și în joc foarte bine. Da, aici e o chestie de construit doar. O construim? Nu o construim că ne ia bani. Am mai construit una degeaba. Op, n-am nevoie aici. Continuăm la punctul ăsta. La turnul de control. Dar mai au niște aligatori. Trebuie neapărat până ajungem noi acolo. Cătă, salutare! Ioan Cosmine! Che pason, dudes! Che pason! Da, Costele, am Costele pe Elm Creek, doamne, dacă ai juca, nu știu cum Dumnezeu le-am reușit, dar am creat o salvare pe care poți să joci continuu, fără să te oprești. Deci nu există
să zici pe harta aia, dau timpul pe rapid o zi că nu mai am ce face. Nu există. Deci în continuu ai lucruri. E ceva, like, wow. Căprioare pe aici? Văd inimioarele acolo. Vă mulțumesc. Care dai inimioara, care ești drăguție, spune. Băi, ceva cu rațele astea, mă, se aud? Dar nu se văd. Rațe cam umflate. Ce e acolo este? Iar pietre. Secetă, mă, fraților, pe aici. Secetă de secetă. Pe mangrove am nimerit-o. Deci e miștoară de tot cu aligator, cu dână astea, it's fine. Acum o traversăm din nou. Posibil iar să găsim ceva, să facem și noi 10.000 de ca acolo. 10 ca vreau să zic. Link-ul cu moduri l-am dat pe un live. Cine nu a fost prezent, nu-l mai primește. Astea sunt avantajele de a fi live. Când e live. Alai! Ia uite-le, mă, unde erau, mă, că le tot auzeam. Ce drăcoase, mă, trec pe deasupra la ligatorilor, așa, să le, mă, să le facă... Oh! Hard, fii atent, fii atent la asta. Nu, ce Dumnezeu. Mai am gulanțe în asta mare? Nu mai am. Eu mă duc după el. Unu, e hard, e cerb, nu mă duc după el, dar pun un waypoint. Căcat, stai așa. Ce ai făcut, tati? Ia spune-mi. Care-și tare în gură aici? Asta e mic, asta e mic. Băi, m-a omorât arma asta, jur. Mor cu arma vieții. Gata, îl văd, îl văd, îl văd, îl văd. Se duce pe insulă. Uite la acolo unde pun punctul galben. Nu știu unde e. Fuck, e pe aici. Tot îl aud, dar nu știu din ce parte vine, nu pot să identific zona. Clar a luat-o pe aici. A scăpat. Opa! Are pată de sânge. Taci, mă, rățu. E ăla de acolo? Nu. A scăpat în apă. Tu-i ceapa lui. Hai să vedem cerbul, cum stăm cu el. Microfonul e un Rode NTG Mini. Mini nu vine de la impotență, Mini vine doar de la carcasa capsulei, care este mai mică și astfel nu îți blochează vizibilitatea când te joci ceva la calculator. Și astfel nu trebuie niciun braț de microfon foarte potent, că el în sine este foarte ușor. De noua consolă portabilă de la cei de la Asus, ROG Ally,
Eu nu mi-aș cumpăra așa ceva, da, am văzut-o la asta, la Linus. La Linus Tech Tips. La unul din canalele lui. Dar nu aș cumpăra pentru că nu fac gaming on the road. Nu merg niciunde să fac gaming, practic. Eu game-uiesc de acasă. Și atunci nu există nimic mai bun decât un ecran mare. Dar mi-aș lua dacă, uite, de exemplu, dacă aș fi șofer de tir pe comunitate, când îmi fac orele de repaus, poate nu tot timpul aș putea dormi sau aș vrea să dorm. Și atunci aș juca ceva decât să-mi iau cu mine un laptop sau așa, mai bine aș lua un consolă mai micuță, poate. Da, clarus. Adică o văd unde s-ar putea folosi. Văd situații. Red Deer, nu e asta. Trebuie să mai caut urme. Hai să văd unde am dat-o. Sunt bine unde am dat-o. Aha! Le-am găsit. Ăsta e mort. Ăsta e mort pe aici. Taci că vin la tine. Red Deer, ok. Mamă! Cred că de mult n-am mai rănit pe cineva chiar atât de bine. E posibil să luăm silver sau gold. Că văd numai pete mari, astea sunt vitale. Sunt încrezător în ăsta. Clarus. Păi da, a mers așa cu pata după el, fii atent. Aici e pe ran. Pe aici. Uite pata asta unde era ascunsă. Dreapta. Hai, țin-ți pune să fie un gold. Și de la distanță frumos. Uite, mâncalași. Cu puf aici, cu păr pe piept, bărbat. Ah, e doar argint. 1300 am luat pe ele, ești nebun, 1300. L-am nimerit cu tot ce am putut eu. Și sus aici, ia uite, distanță 232 de metri. Nu e mult, dar nu e nici puțin. E prin zonă. 8600 de biștare avem acum. Dragă miște. Din păcate nu mai ajungem noi până aici, dar... ne putem teleporta aici să luăm noua armă, să vedem cum se comportă. Așa, luași bursă de 700 de roșii, știi ce jocuri să mai cumperi? Cumpără și tu cu ideea de a le juca mult timp și de restul banilor ori îi pui deoparte, ori investește într-un instrument pe care să-l înveți, care după aia poate îți genera bănișori. Mai privi așa ca tutele să consum doar. Găsești și o modalitate să îți pui deoparte pilostriile acolo, să ai un backup când nu mai ai bursă. Tu ai întrebat. Hai să vedem. Deci, ai pe jos pe aici pe undeva. Zagan Varminter. Asta este arma nouă. Can also be obtained by completing story missions. Ok, da, cu roșu scrie asta. Pe asta puteți să o luați și gratis dacă faceți cariera din The Hunter Call of the Wild. Recoil 30 e obișnuit. Recoilul de 30, it's fine. Și suportă 5 gloanțe. Asta e bine că nu-i de aia cu două. Bun, hai să vedem pentru asta ce ne trebuie. O să mă duc la storage. Avem Zagan Varminter. Am luat-o. Și Zaganul merge cu 2-2. Este mică. 2-2, 250. Astea a lui. Polimerul este suficient. 10, 20, a 30. Că atâta îmi permit. Bun, hai să luăm și gloanțele. Înseamnă că le avem deja la mine. 22, 250. Corect.
Aici băgăm pe inventory. Ia să vedem. Weapons, Agan, Varminter. Punem pe... Care e cea mai inutilă la mine? Hai să punem pe 40. 3 e cea mai inutilă la mine. 22.50. Sights-ul ăsta. 50 de gloanțe avem la el. 4. Asta este arma. Logic că nu ne putem da seama prin ăsta. 5 gloanțe. Hai să facem un mic test. Hai să facem testul și pe animale, zic. Să mergem aici pe o dată. Aș vrea să mai încerc, să-mi încerc norocul la ceva băieți ăștia care s-ar țopăie. Kangaroos. Unde ce să mă peste pe aici? Iop. Prima dată când intru aici. Vreau să mă duc cu mașina să văd dacă pot să fugăresc câțiva. Deci eu sunt orientat încolo, trebuie să fac stânga încoace. Hai, cum am văzut kangaroo, am oprit și încercăm arma. Trebuie să ies totuși din pădure, că nu-mi place. 1 și 30. Merg bine. Let's go! Cristian, salutare! Noul update, cum se numește? Imediat îți spun că mereu uit cum se numește. Emerald Coast. Și Outback Update. Emerald Coast este harta, update-ul în sine se numește Outback pentru că e harta australiancă. Australia, mate. Uitați-vă jurii după canguri. Asta încerc să bunghesc acum. Cu drive de la G29 găsești pe Google, boss. Au și zis ăștia de la Logitech, bă, am făcut atât de ușor să fie descărcabil drive-ul de la G29. Încât, din câte am înțeles, odată ce te-au botezat ai tăi, poți să descarci G29. Nu știu de ce, nu și înainte, n-am înțeles, dar nu primezi necreștin pe site, ceva de genul ăsta. Dar odată ce ai botezul făcut, tu imediat poți. Dacă ți-l faci botezul la 3 luni, la 4 luni, la așa, încă ești pe Google Gaga, sau poate nici nu ești pe Google, ești poate pe Gaga doar, poți să descarci. E super, super easy. Easy, easy. Harry Potter-ul. Nu vi-l recomand. Știi de ce? Este aceeași activitate pe care, da bine, că poate dacă n-ai jucat până acum, na. Este fix în filme, că dacă știi filmele, e plictisitor. În partea asta. Pentru că e aceeași activitate, trebuie să stai, că m-am uitat la gameplay-uri, trebuie să stai prin o grămadă de, nu tutorial, ci trebuie să stai să vorbească ea o grămadă, ia uite pe băieții mei. Ok, deci și asta trebuie să-i fac așa. Jos! Ai mărmă? Tu-s calibrul, calibru vieții. Calibru de 22. Normal că nu mi-a dat nimic. Că, dar uite, l-am calibru de 22 vrea ăsta. Oh my god. 600, let's go. Na, mă, că am luat, mă, fix ce vreau. Da, ce nu recomand eu din simplu fapt că e fix ca filmele, ca și cărțile. Deci dacă știi povestea, e plictisitor din prima.
Iar doi, trebuie să stai foarte mult până vorbesc cu ea și e atât de fucking plictisitor să spună niște lucruri pe care deja le știi. Învață să faci la glăgor din blăviosa din mă... E like, mi se pare de copii. De copii. Dacă ai copii care au descoperit recent Harry Potter, e super mișto. Eu am jucat primul Harry Potter joc. După ce au ieșit filmele, câteva dintre ele au scos și joc. Știu că m-am blocat pe la grădină, era teroare pe acolo. Ba, mi-a face zgomotul ăsta. Și tot așa a fost linia de poveste a filmului, evident. Și la fel este și ăsta. Totul se repetă, e același lucru în continuu. Că na, cu ce să vină nou? Băi, nu pot să cred că l-am luat. Nu cred că e suficient încât să-l omor. E calibru de 22, dar l-am luat. Și da, s-a făcut multă vârvă pe Harry Potter, a apărut un picuț pe YouTube, știți și voi, o săptămână. După aia s-a diminuat toată vârva. Multă lume s-a plictisit de el. I-am văzut eu cum joacă, după câteva episoade erau la... erau așa pe față. Opa! Mă taci chiar încarcă. Ce faci? Ce fă... O dăm parte în parte? Mai e unul pe aici. Ce băgăme? Ce fu? Ce pi? Jos cu tine! Ce fac, mă, oameni? Mă, mai dau o dată? Să risc scorul? Mai dau o dată. Măcar bani să-mi dea. S-a dat de-a dura coiță! Bă, da, așa sunt singuri, mă? Probabil doar aia mari, ăștia sunt renegații din grup. 617, frumos, ce nu i-am dat ăsta ia, mă? No vital organ hit. Nu-i problemă? Nu e bai? Da, copil adolescent. Da. Era, da, a fost complex jocul, adică tot cu... Treceai peste obstacole, făceai misiuni, trebuia să te bați cu plante... Chiar ai pe la botanică, te duceai la fiecare sector în parte, fix cum e și ăsta, știi cum e și în film, cunoști fiecare profesor în parte, fiecare cu ideile lui și așa mai departe, știi? Dar mie mi se pare deja fumat, gata, adică e totuși o poveste de the mult. Eu unul nu o mai găsesc interesantă, dar cum v-am spus, pentru copiii care găsesc Harry Potter-ul acum și e ceva nou pentru ei, mi se pare super tare, că au parte de un joc foarte bine pus la punct. Deci, mă. Și mă, te retaliezi? Ce funny cum vă cade așa, știi? Hai, cazi, te rog eu. Really? Super. Băi, ești prost. Băi, ești prost. Băi, ești prost, are 3 gloanțe băiatul ăla în el. Deci, nici măcar n-am pete de sânge. Am linie continuă. Ăla acum trasează o linie cu sânge prin pădure la câte găuri are băiatul în el. Deci se pare că trebuie să-i nimerești neapărat la vitale cu... Cu arma asta, fiind de calibru de 22, e țimping, bronz. Vezi, asta n-a fost, probabil din cauza că e mai mare. Asta zice că nu e cu calibru potrivit, pe lângă celălalt care zicea că e cu calibru potrivit. Deci ăsta cred că mergea cu un Stradivarius 270 sau 243 mai mergea un pic sub Stradi. Nici nu știi, sunt așa foarte... Sunt foarte similari între ei, dar totodată diferiți. Dubios. Se pare că asta e mlaștina kangurilor. Ce chestie. No.
Dacă se merită să ții SnowRunner? Nu. Nu, că faci același lucru în continuu, gen mergi în față și e un joc cu mașini, cred că orice joc, dacă ți-l iei, cu mașini cred că toate sunt la fel. Uite, Cătălin aici, Cătălin Pralea, el a mai jucat SnowRunner, uite, întreabă-l pe el să vezi că și el o să zică la fel. Și cât a tot jucat fiecare hartă în parte, crezând că e un pic mai diferită, dar tot cu mașinie. Nu poți să dai jos din mașină, nu poți să omori pe cineva. Vorbeau ăștia că o să scoată SnowRunner Strike, știi, de la Counter-Strike, dar nu... Nu-i văd cum, știi, că să tragi din mașină, că dacă te întâlnești, de exemplu, dacă joci multiplayer, să tragi pe geam, îți ia altul încărcătura, prostii de-astea, dar nu știu ce să zic. Nu prea-i văd făcând treaba asta. Da, nu, nu ți-i recomand. Cred că cel mai bine ar fi să aștepți următorul SnowRunner, care se va numi Dust Runner și se va petrece undeva în zone de-astea mai deșertice. Pe ce parte am văzut, mă, pe ăștia? De canguri pe stânga. Sau oaie pe dreapta. Băi, ci. Nu e, n-ai ce să faci. Nu poți să-mi spui mie calibru 22 e bun la ceva. Nu ai ce să faci cu 22-ul. N-au mai. Da, uite, Cătălin zice că nu-l mai joacă, că l-a terminat și nu-l mai suportă. E că și am vrut să-l mai cumpăr odată și a zis că nu se merită. Eu am vrut să-l am și pe Steam, că l-am pe Epic, dar nu prea-l joc. Ce-am făcut vreo, cred că nici două episoade n-am făcut cu el. Bani aruncați pe geam. Cine are geam? Ce micuț e ăsta. Uite, ce privire de răutăcios are, fii atent. Mamă, tu ești de ăsta scurtul, tu ești drăcos. Bronz! Ce vorbești? Ce vorbești, bă, băiatule, bă? Nice! Nu mă așteptam să-l fi luat chiar așa, mă așteptam să merg mai mult după el, dar se pare că i-am cam venit de hack. Nu e rău deloc. Și, fraților, cred că aici concluzionăm live-ul în care am prezentat noua hartă care se numește Emerald Coast. Gorgeous până acum. Îmi place că vine într-adevăr cu ceva diferit, adică ai zonele de canguri, după cum bine vedeți, sunt canguri. Și încă n-am dat de ciredele de canguri care există, pe care le-am văzut fix atunci când am intrat în live prima dată. Le-ați văzut și voi acolo. Iar dacă nu vrei canguri, ce sunt măi acolo? Ce mă la roșu care se cațărașe? Ce bă pocitanii asta? Hai că am scos ăsta dacă este. Stai că eu nu mai am binocular. Na, că nu mai aveam prin ce să mă uit. Ce opocitanie? A, Red Fox. Și doi canguri. Patru, uite cireadă de canguri. Îi vedeți acolo, da? 5 canguri. Și... Am ceva pe lângă mine. Și Red Fox. Așa că, fraților, vă spun... E faină harta, din punctul meu de vedere se merită, vine și cu arma asta, inutilă. Păi, dar nimeresc eu mă Red Fox-ul de aici. Nu, răspunsul este nu. Mă voi pune jos. Bă, jos nu vrea să fie bine. O seară frumoasă, Blue!
N-am nimerit-o. Era pur și simplu prea departe și scopul ăsta nu vede atât de departe. Uite, am și acolo ceva canguri. Noapte bună, fraților! V-am salutat, numai bine! Pa, pa!